Suntem aproximativ 50 de persoane în acest moment. Vă spun că avem aproape 140 de persoane care și-au manifestat interesul de a participa astăzi. Sunt, cu voia dumneavoastră o să și încep. Sunt foarte bucuros astăzi că imediat se împlinesc cei 2 ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului General de Protecția Datelor în România. Și acest subiect al cartografierii este încă un subiect pentru care mulți specialiști din România manifestă interes. Nu ne propunem astăzi să epuizăm subiectul, ci așa cum am obișnuit, acest tip de eveniment pe care generic îi spunem DPO Tools vine în ajutorul fiecărui specialist cu soluții. Deci vom discuta astăzi despre soluții, dar înainte de a ajunge la soluții vom încerca să definim care sunt provocările, care sunt problemele cu care ne lovim, da, cum spuneam, chiar și la 2 ani de la intrarea în vigoare. Cartografierea este un simbol al responsabilității, zic eu, și care are mai multe beneficii. Vom discuta despre aceste beneficii astăzi cu trei prieteni și trei invitați, trei persoane pasionate de domeniul protecției datelor. O să încep cu scurte prezentări. De fapt, o să-i rog pe ei să vă salute și în câteva cuvinte să se prezinte. Îi voi prezenta în ordinea în care vor avea astăzi și vor lua cuvântul. Ovid Ionescu e unul din prietenii care ne leagă de câteva luni, dar sunt multe ore de conversații telefonice. Ovidiu. Bună ziua, mulțumesc, Marius, pentru frumoasa prezentare. Eu sunt Ovid Ionescu. În primul rând, sunt onorat să iau parte la acest eveniment și mulțumesc de invitație. E primul eveniment la care particip ca speaker și cu un asemenea public și mă bucur să am această ocazie. Sunt DPO de un an și trei luni la Club România în domeniul colectării creațelor și iar în domeniul protecției datelor am intrat la 1 mai 2018, după 7 ani de notariat. După facultatea de drept făcută prin propria voință și în timp ce lucram, am decis să dezvolt cadrul de aplicare juridic și să învăț compliance. De atunci învăț în continuă și, la fel ca toată lumea, am provocări, învăț și caut să dezvoltăm acest subiect în continuare. Mulțumesc, Marius! Daniela Cireașă ne leagă o prietenie foarte valoroasă, nu numai din prisma numelui. În ultimul timp glumim foarte mult pe subiectul acesta. Daniela o cunosc din 2018, este printre primii membri în Asociația Specialiștilor în Conținerea și Protecția Datelor, unde sunt și președinte. Și este coautor al unui volum, cred că extrem de valoros, scris de 4 specialiști din România. Vorbesc aici de GDPR aplicat. Bună dimineața, Daniela! Bună dimineața! O să încerc să spun pe scurt câteva lucruri despre mine. Sunt consilier juridic de aproximativ 19 ani. Primul contact cu protecția datelor personale l-am avut în 2016 și de atunci am încercat să mă perfecționez în domeniul acesta. În prezent desfășor activitate de DPO extern, consultant pentru implementarea GDPR. Așa cum a spus și Marius, sunt coautor al cărții GDPR aplicat. În ultimele 2 luni am încercat să ajut un pic
prin ghidul pentru ONG-uri care a fost publicat de către Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor și împreună cu ceilalți coautori am scos un îndrumar pentru profesori. În perioada aceasta a învățământului online, care i-a dat complet peste cap și pe profesori și școli și părinți. Cam atât deocamdată. Mulțumesc frumos, Marius! Mulțumesc, Daniela! Acest îndrumar a ajuns deja la 1000 de persoane. Avem 1000 de vizualizări în mai puțin 24 de ore. Vă invit să-l vizionați, să-l vedeți pe net. Ultimul nostru invitat de astăzi este avocat, îl cheamă Alin Sinocicu, este associate la Ionescu și Sava, auditor al operațiunilor care vizează proprietatea cu caracter personal. Nu ne cunoaștem de mult timp, dar gândim la fel și, cum vă spuneam la început, vă prezint o persoană pasionată de acest domeniu. Alin? Bună, Marius, bună tuturor! Numele meu este Alin Sinocicu și mă ocup cu prelucrarea datelor cu caracter personal. În calitate de avocat, în cadrul casei de avocatură Ionescu și Sava, avem un departament specializat pe protecția datelor, astfel că facem doar bucățica asta de protecția datelor cu acei clienți și suntem o echipă care colaborează pe partea asta. Ne ocupăm să dezvoltăm pentru clienți și să le oferim cea mai bună consultanță, astfel că eu, în principal, mă ocup de latura de consultanță pentru clienți în ceea ce privește protecția datelor. DPO, da, îndeplinim și calitatea de ofițer privind protecția datelor pentru clienți, știm că se poate externaliza această funcție și totodată ne ocupăm de și mă ocup de auditarea clienților. Astfel că recomandările mele, inclusiv de astăzi, din cuprinsul prezentării, vor avea o latură practică foarte bine aplicată și vor avea la bază cunoștințele și totodată experiența dobândită cu ocazia colaborării cu clienții noștri. Clienți care sunt dintr-o categorie foarte mare, cât și clienți mai micuți, să spunem așa. Astfel că apreciez că toate recomandările pe care le vom discuta astăzi vor putea fi aplicate de către toți cei care ne urmăresc. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Alin! Înainte de a începe și de a ruga pe Ovidiu să ne vorbească și să avem un dialog cu el legat de cartografierea în contextul GDPR, vreau să fac câteva observații. Am rugămintea către participanți să stea cu microfonul închis pentru a ușura comunicarea și pentru a nu avea zgomot de fundal. Această platformă pe care v-am propus, Microsoft Teams, este o platformă colaborativă și oricare dintre dumneavoastră aveți posibilitatea de a interveni în sesiunile de Q&A, în sesiunile de întrebări și răspunsuri. De fapt, asta ne și dorim de la acest eveniment, care nu este un webinar clasic, ne dorim să fie foarte interactiv. Acesta este timingul care ne-l propunem. Vom încerca să-l respectăm cât se poate de mult, astfel încât să dăm ocazia fiecărui speaker să aibă acest timp alocat. Toate materialele din cadrul acestui webinar vor fi puse la dispoziție în format PDF participanților și, după cum știți, acest webinar este înregistrat. În cursul după amiezii de astăzi va fi postat în spațiu public pe YouTube. Veți putea să-l revedeți în orice fel de moment. Cu aceste lucruri spuse, îl invit pe Ovidiu, o să vă fac într-o pauză, o să vă povestesc despre următorul eveniment. Invit pe Ovidiu să preia frâiele prezentării și să ne vorbească de prezentarea lui despre cartografiere în contextul GDPR. Mulțumesc frumos, Marius. Am să încep prezentarea. Cum spunea, tema este cartografierea datelor în contextul GDPR. Am încercat să abordez elementele generale ale cartografierii și câțiva pași practici și exemple despre
despre acest proces. Scopul pe care îl urmărim pe scurt va fi ce identificăm cele prezintă cartografierea datelor, de ce e importantă cartografierea datelor pentru conformarea cu GDPR, cum pot fi cartografiate datele și unele provocări ale acestui proces, mijloacele de cartografiere, vom avea câteva exemple și la fel la sfârșit vom vedea și 5 pași practici. Practic vom trece prin etapele care te duc în configurarea, primul rând, a registrului de prelucrare și apoi în cadrul mai larg a mapării, ca să permit un englezism a tuturor datelor. Ce reprezintă cartografierea datelor? Dispunem un sistem de catalogare a datelor, a modului în care sunt utilizate, a locurilor în care sunt stocate și a modului în care circulă în întreaga organizație și în afara acesteia. Deși între departamente și între parteneri și de furnizori, dar și internațional. Asta vom vedea de îndată. Informațiile necesare pentru a parcurge cartografierea datelor, o să vi le enumăr, ulterior o să le și dezvoltăm și le vor dezvolta și colegii mei. Trebuie să știm ce date operatorul colectează și ce scopuri sunt urmărite, dacă sunt prelucrate date cu caracter special, baza prelucrării, legalitatea, o stabilim cu ocazia acestui proces și identificăm scopurile să vedem dacă acestea sunt în parametrii normali. Locul stocării, perioada stocării, în ce condiții sunt stocate, măsurile pe care le are organizația implementată, astfel încât să identificăm și măsurile necesare, unde sunt transferate datele, cum spuneam și mai devreme, sediul destinatarilor, pentru că pot fi transferuri internaționale pentru țări terțe și atunci trebuie să identificăm dacă sunt necesare sau sunt luate măsurile prevăzute de capitolul 5 din regulament. Ce măsuri există pentru protecția datelor în cazul transferului către aceste organizații? Ce mai reprezintă cartografierea datelor? Este o combinație între inventarul de date, cum am spus, să-i spunem registrul de prelucrare, ceva mai elaborat cu mai multe informații, și o diagramă care reprezintă mișcarea prin sisteme interne și transferuri externe. Am dat și în dreapta un exemplu grafic, unde se vede tabelul și câteva simboluri și putem înțelege că acolo e vorba de un circuit de date, care, cum spuneam, poate fi și în interior și în exterior. Ce e important pentru cartografierea datelor, e important ca toate departamentele operate din cadrul companiei să fie implicate în acest proces. De ce? Pentru că știm foarte bine că DPO monitorizează, recomandă operatorului măsurile pentru care trebuie să le ia pentru conformare și le monitorizează. Dar cine știe cel mai bine ce se întâmplă în cadrul activității de prelucrare, deci în cadrul departamentului său, este managerul și angajatul. Și atunci întotdeauna trebuie ajuns la aceste persoane și pe lângă că trebuie cultivată responsabilitatea față de protecția datelor ca să înțeleagă foarte bine de ce e important să sprijine acest proces, aceste persoane trebuie să furnizeze datele. Și mai fac o paranteză aici, nu doar IT-istul știe acest circuit al datelor, că probabil vă gândiți că sunt IT-iști care știu toate sistemele, dar ei știu circuitul prin sisteme. Totuși, în departament, datele pot fi prelucrate în diverse moduri și asta putem să aflăm de acolo. Ce nu este cartografierea datelor, nu este o activitate statică. În niciun caz, este o activitate dinamică, e un proces care nu-l faci dintr-o dată, îl faci, îl revizuiești, îl îmbunătățești și cum și activitatea companiei poate să fie dinamică și în continuă schimbare, așa și acest proces de cartografiere trebuie actualizat cu orice modificare. Și aici ține din nou de responsabilizarea și crearea, cultivarea unei culturi între departamente. Importanța cartografierii, deci este importantă cartografierea și aici am identificat 6 motive. Bineînțeles, elaborarea și păstrarea registrului de prelucrare, o să vi le număr și să luăm punctual după aia.
evaluarea impactului asupra protecției datelor, asigurarea principiului privacy by design, stabilirea egalității prelucrării, asigurarea informării corespunzătoare a persoanelor vizate și gestionarea cererilor persoanelor vizate. Primul motiv, elaborarea și păstrarea registrului de prelucrare. Știți că pentru unii operatori există obligație de a avea evidența activităților de prelucrare conform articolului 30. Trecând prin procesul de cartografiere, practic construim acest registru, pentru că informațiile pe care vi le-am prezentat la început sunt parte în acest registru de evidență a activităților de prelucrare. Pe lângă acest motiv sunt și celelalte 5 motive și astea ar trebui să răspundă la întrebarea de ce este importantă cartografierea și păstrarea acestor evidențe aproape de orice operator. Sunt următoarele. Am să sar la evidența, la evaluarea impactului asupra protecției datelor în contextul importanței cartografierii și aș vrea să subliniez o informație interesantă pe care am găsit-o în pregătirea acestui material, anume din cultura englezească știm ce este evaluarea impactului asupra protecției datelor și când se face și cu ce rol, dar am găsit și 6 pași care pot fi urmăriți în efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor. Și aici este, în primul rând, identificarea nevoii de DPIA și ține de proces, descrierea fluxului de informații, identificarea nivelului de confidențialitate și a riscurilor asociate prelucrării, identificarea și evaluarea soluțiilor pentru asigurarea confidențialității, înregistrarea rezultatelor evaluării și integrarea rezultatelor în proiect, pentru că de asta o facem, ca să identificăm niște măsuri și să le punem în aplicare atunci când vrem să dăm drumul la un nou proces. Am subliniat pasul 2 și 3 pentru că aici o cartografiere corectă ne poate ajuta foarte mult. Pentru că dacă avem mapat de datele cum trebuie, atunci când vom face evaluarea protecției datele, ne va fi mult mai ușor să descriem fluxul de informații. De asemenea, având înregistrate măsurile tehnice și organizatorice acolo și circuitul datelor sau tipul datelor, de nivelul de confidențialitate, atunci acest lucru ne va ajuta când vom trece prin acest DPIA. Practic ne vom lua, va fi sursa noastră de informații pentru una dintre surse pentru acest proces și destul de relevantă, după părerea. Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii, definiția dată de regulamentul român și provenită din noțiunea bine cunoscută din engleză, privacy by design. Ce privacy by design este, a spune, încununarea celor 5 principiilor de prelucrare, practic. Adică este deasupra aplicării acestor principii și făcând o cartografiere corectă a datelor, poți să treci și să identifici, să spunem, lacunele. Hai să pornim de aici, că există și probleme și clar asta vrem să rezolvăm. Lacunele și locurile unde principiile nu sunt respectate sau aplicarea acestora trebuie îmbunătățită. Cum ar fi? Descoperim termene de retenție care pot fi depășite, putem descoperi scopuri care sunt irelevante. Cum am spus mai devreme, stabilim legalitatea prelucrării. Stabilim măsuri, identificăm ce măsuri avem și stabilim măsuri. Toată enumerarea asta și ține de aplicarea principiilor. Și făcând asta de la bun început, cum cere privacy by design și prin cartografiere, este foarte util. De asta, vedeți cum am scris aici, e conceptul potrivit căruia măsurile de protecție a datelor ar trebui să fie incorporate în fiecare element al activității noastre ca un element esențial în faza de construcție. De asta îi spune și by design, nu ca o gândire ulterioară. Și cartografierea ne ajută în faza de construcție să respectăm toate aceste principii. La ce ne mai ajută, și cred că m-am repetat de 2 sau de 3 ori pe acest subiect, la stabilirea bazei legale, pentru că trecând prin activitățile de prelucrare pe care o companie le desfășoară, le identificăm și atunci ne punem întrebarea, primul rând, care e scopul pentru care le colectăm și căutăm să vedem dacă avem o bază legală. Și făcând asta, vom afla dacă avem sau nu avem și vom centraliza acest aspect.
Marius, cred că s-a oprit sau... Nu, mă scuzați. Cred că e o problemă la slide, nu pot să mut următorul slide. Chiar să iau eu controlul să vedem ce se întâmplă. Ok? Bun, hai să vedem. Nu mă lasă să schimb, serios. Te ajut eu. A, uite. Stabilirea legalității. Ok, putem să trecem mai departe. Gata. Dă-i un, două, gata. Mai sunt două motive pentru care este importantă cartografierea datelor. Desigur, odată având imaginea completă a activităților de prelucrare, a locurilor în care sunt stocate, a scopurilor, a bazelor legale, a destinatarilor, că am vorbit de transferul, putem să respectăm articolul 12 din regulament, adică să elaborăm o notă de informare clară și concisă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate. Practic, de aici ne extragem informațiile atunci când construim o notă de informare și, la fel, tot aici putem să probăm că informațiile pe care le-am pus acolo sunt relevante și au fost documentate. Și nu în ultimul rând și cel mai important aspect, pentru că ce am colectat aici ne va ajuta să dăm curs și cererilor de exercitare a drepturilor din partea persoanelor vizate, având imaginea clară a circuitului datelor, activităților de prelucrare, cum am spus și până acum, a bazelor legale, scopuri, prelucrări și așa mai departe, ne va fi mult mai ușor să răspundem la o cerere de acces primită din partea persoanelor vizate. Odată putem să identificăm unde se află datele și să spunem precis destinatarii ce date prelucrăm, cu ce scopuri, dar și dacă primim o cerere de ștergere, gândiți-vă că și acea cerere este întemeiată, adică trebuie să-i dăm curs, gândiți-vă că trebuie să ștergem datele din toate sistemele de pe structură fizică și electronică. Și atunci, având evidența asta, ne ajută mult mai, ne ajută foarte ușor să găsim datele respective. Cam asta ar fi despre motive. Referitor la crearea, la cum pot fi cartografiate datele, un pas în cartografiere este crearea fluxului de date. Și aici am pus câteva detalii de bază, ce este un flux de date și știm, trebuie să privim fluxul de date pe mai multe niveluri. Odată fluxul de date de la operator, la puterniciți, la subîmputerniciți, la parteneri de afaceri și apoi la clienți. Fluxul de date la nivel național și internațional și în cadrul interiorul sau în exteriorul Uniunii Europene. Dar când vorbim de cartografiere și de controlul datelor, ne gândim și la fluxul de date din interiorul companiei, din cadrul departamentelor. Și vedeți, după înțelegere, urmează descrierea fluxului de date, ciclu de viață al datelor pentru a identifica utilizări neprevăzute sau neintenționate. Cum am spus și mai devreme, ajută la aplicarea principiului minimizării datelor, printre altele. Să ne asigurăm că persoanele vor utiliza datele sunt informate cu privire la consecințele practice, ține la fel de legătura cu celelalte departamente și de responsabilizarea colegilor ca să respecte măsurile pe care le recomandăm. Și odată cu cartografierea, e util să luăm în considerare și utilizare potențiale utilizări viitoare ale datelor ca să asigurăm cadrul necesar. Și un alt punct este identificarea elementelor cheie și aici detaliez puțin ce am spus la început, ce tipuri de date, în ce categorie se încadrează sau sunt speciale, sunt condamnări, sunt adrese, date din online, ID-uri și așa mai departe, date de angajați, modul de prelucrare, dacă sunt pe suport fizic sau digital și unde sunt în baze de date, prin ce mijloace sau software sunt prelucrate. Modul de transfer, am spus că este modul în care sunt colectate și cum circulă intern și extern. Îi sună privat telefonul, mă scuzați. E o problemă cu microfon, nu știu dacă e la mine sau la voi. Noi te auzim. Vitu, foarte se aude,
se auzea un buzit la mine, mă scuzați. Localizarea datelor, la fel, localizarea internă și externă, vedeți, în spațiile fizice, în spații de cloud sau către terți. Responsabilitatea, revenind din nou la departamente, și trebuie să identificăm cine este responsabil de prelucrare. Operatorul, desigur, și în cadrul operatorului mai avem departamente, owner de proces, cum spunem, în corporații. Și ei poartă responsabilitatea acestor prelucrări și îndeplinirii măsurilor. Accesul, cine are acces, la fel ne referim la accesul interior și exterior și trebuie acesta să fie aplicat după principiul nevoii de a cunoaște, adică cartografiind putem să stabilim și regulile de acces și baza legală de care am vorbit până acum. Ce provocări avem în cartografiere? Identificarea. Identificarea poate să fie anevoioasă uneori și datele pot fi de vari tipuri. După cum vedeți, am scriptie electronică, chiar audio și video. Asta de ce? Pentru că, din nefericire, poate uneori nu a existat o cultură atât de vastă în materie de protecție a datelor și nu întotdeauna este au fost prelucrate în mod centralizat, spun asta fără să vreau să supăr pe nimeni, ca o stare de fapt pe care o putem întâlni. Deci identificarea poate fi o chestie dificilă, în ce locații se află, ce date stocăm și așa mai departe. Măsurile tehnice și organizaționale adecvate, după ce le identifici, trebuie să stabilești foarte clar cine are accesul la aceste date, cum faci căile de acces și cine le prelucrează și ce tehnologii și politici și proceduri să aplici, dar mai ales tehnologii pentru protecție, și aici ține la fel de amploarea fiecărui afaceri și ar mai fi un aspect în cartografiere care trebuie înțeles și luat în considerare, că ține pe de-o parte de protecția datelor și de securitatea informațiilor, este să înțelegem ce obligații legale și reglementare mai sunt, pentru că în anumite domenii de specialitate pot exista obligații de aplicare a unor standarde, cum e standardul pentru cardurile de plată sau să ai un standard de securitate a informației. Și mijloace de cartografiere a datelor, pe scurt, nu există un format unic, era cuvântul aici, de cartografierea datelor și depinde de amploarea activității și de bugetul fiecare operator. Și știm că sunt software-uri specializate și unele sunt mai tehnice, mai par ele mai basic, dar sunt foarte complexe și sunt pentru operator, pentru oameni care le place să lucreze cu genul ăsta de sisteme foarte complexe, și altele sunt mai prietenoase cu utilizatorul, care practic îți creează o interfață mult mai ușor de folosit. Probabil în spate unele au aceleași automatizări și mai este și varianta în care se ține registru pe hârtie, prin documente, pe tabele Excel sau hărți sau toate la un loc sau grafice. Și în continuare o să vă dau câteva exemple. Asta e varianta tehnică. Ăsta ar fi un mijloc ceva mai user-friendly. Și aici varianta pe care am descoperit-o și eu, bine, am descoperit-o prin cercetare, mă refer ca exemplu, un tabel și cum poți să faci cu Pivot Table și cu Excel, poți să-ți faci o grămadă de chestii foarte interesante, statistici și adrese și așa mai departe. Revenim la 5 pași practici, documentația activitățile de prelucrare. Adică identificațiile cu departamentele, cartografia și inventariați datele, puneți-le la un loc, adăugați activele, am zis, aici ne referim la mijloacele prin care sunt prelucrate, dispozitive, hardware, software, ca să poată fi schițate, trasați transferul ca să poată fi văzut global și revizuiți dacă ați scris totul, dacă ați făcut totul corect. Și revizuiți în fața de concepere și revizuiți constant pe parcursul desfășurării activității. Și la fel, două fotografii preluate, o hartă de date foarte complexă, cum spuneam, în funcție de amploarea activității. Și aici este o hartă de date, un grafic al circulației unui CV în procesul de recrutare. Unde vedeți că sunt și
terțe părți și compania de recrutare și așa mai departe. Deci cam asta ar fi ca o viziune a cum ar trebui să arate din punct de vedere grafic un traseu al datelor. Aici, pentru că tot ce am făcut este documentare și cercetare pentru acest subiect propus de Marius și pentru care mă bucur că l-am abordat și de asemenea am învățat și eu, sunt câteva link-uri utile pe care le-am folosit în pregătirea prezentării și sper să vă fie de folos și dumneavoastră. Și aș vrea să vă mulțumesc pentru timp și, da, ca o concluzie, nu e ceva static, este ceva dinamic, poate fi făcut în diferite moduri, dar ce am spus și în interviu, e important să-l faci cât mai importantă cartografierea să fie făcută cât mai exact, cât mai precis, cât mai detaliat. Eu merg întotdeauna în direcția asta. De ce? Pentru că îți dă control asupra datelor. Îmi place să zic control asupra datelor pentru că spun date, spun activități de prelucrare și știi ce ai în cadrul companiei și poți să folosești pentru toate cele 6 motive pe care vi le-am arătat. Vă mulțumesc și sper că m-am încadrat în timp. Cred că am depășit cu 5 minute timpul pentru prezentare. Din contră, mai avem încă 5 minute ca să răspundem la întrebări. Mulțumesc foarte mult, Ovidiu. Încă o dată, mi este clar că nu este o rețetă unică această cartografiere. Acum câteva zile chiar am primit mai multe reclamații online pentru că folosim termenul de cartografiere. Dar ce am observat astăzi este că într-adevăr ne transformăm în topografi. Facem hărți. Facem hărți logice pentru a ne ajuta să înțelegem. Cred că acesta este scopul cartografierii. Într-adevăr, orice operator responsabil, dacă care își propune să respecte principiul responsabilității, va apela la astfel de măsuri chiar și atunci când nu este obligat să țină un astfel de registru conform regulamentului. O să lansez eu o întrebare, pentru că am înțeles ce este cartografierea, am înțeles că pot să descoper lacune și că le pot remedia prin faptul că le descoper și pot să găsesc și soluții. Înțeleg că este un proces care consumă destul de mult timp. Ce nu am înțeles este sarcina exclusivă a unui DPO să facă acest lucru? Cine este responsabil într-un operator să facă această cartografiere? Pentru că eu ca DPO aș prefera să nu o fac, să o facă altcineva pentru mine, ca să am timp să fac alte lucruri care oricum îmi necesită foarte mult timp. Este sarcina operatorului să aibă evidența activităților de prelucrare și părerea mea e că DPO-ul trebuie să concilieze și să supervizeze și să monitorizeze acest proces. DPO-ul trebuie să fie implicat activ aici. Dar trebuie să fie implicat activ în acest proces și să concilieze foarte mult, pentru că, nu știu, angajații probabil toată nu e domeniul lor de activitate și atunci trebuie explicat și înțeles importanța protecției datelor. Sper că nu greșesc, dar regulamentul zice că operatorii și persoanele împuternicite trebuie să păstreze evidența activităților de prelucrare. Deci responsabilitatea este a operatorului, nu a reprezentantului operatorului care este DPO. Asta. DPO trebuie să recomande, desigur, trebuie să recomande acest lucru. Alin sau Daniela, dacă aveți lucruri de completat? Dacă îmi permiți, te rog, Daniela. Da, fără DPO, cu siguranță cartografierea aceasta nu poate fi făcută. Însă, e nevoie de o colaborare cu toate departamentele implicate în prelucrarea de date personale. Așa este, răspunsul este același și al meu. Însă aș vrea să nuanțez o chestie pe care oricum o voi explica și în cadrul prezentării. Există o mică nuanță. În sensul că, într-adevăr, regulamentul ne spune că operatorul este cel care prelucrează datele cu caracter personal, însă
autoritatea printr-o decizie ne spune că această atribuție, asigurarea și gestionarea registrului, intră în sarcinile DPO-ului. E o nuanță pe care o vom discuta cu ocazia prezentării mele, dar da, fundamental, operatorul este cel care trebuie să prelucreze datele cu caracter personal. În primul rând, DPO-ul nu poate face niciodată, sau în marea majoritate a cazurilor, nu o poate face singur, astfel că ar trebui să fie sub supravegherea DPO-ului și, în principal, cartografierea să o facă cei care prelucrează exclusiv datele cu caracter personal. Ei sunt singuri în măsură care ar putea să ofere toate informațiile necesare. Managerii de proiect, spre exemplu. Managerii unor departamente. Mulțumesc. Mulțumesc, Alin. Am mai avea timp dacă cineva dorește să adreseze o întrebare live. Dacă nu, putem să preluăm aceste întrebări și la sfârșit. Am să vă propun atunci să trecem către cea de-a doua prezentare de astăzi, care aparține Danielei Cireașă, care și-a propus un lucru destul de dificil, având în vedere și timpul alocat prezentării. Vom vorbi despre Departamentul de Resurse Umane. Este nodul feroviar în care foarte multe date se întâlnesc și se schimbă. Și fără mai avea multe cuvinte în introducere, Daniela, am să te rog să preiei controlul și prezentare. Bine, mulțumesc, Marius. Am ales cartografierea în domeniul resurselor umane pentru că e un departament omniprezent în organizații. Și deși beneficiază de suport informatic, cum ar fi programele de salarizare, Revisalul, totuși e un departament extrem de birocratic. Aici vom întâlni dosare de personal și de acum 50 de ani, poate și mai vechi, arhive impresionante și de asemenea, din experiența proprie, am întâlnit foarte multe documente colectate excesiv. Haideți să vedem. Am stabilit legislația relevantă. Nu e limitativ ce am trecut eu aici, însă e legislația de care m-am folosit pentru materialul de astăzi. O să trec rapid prin legislație. E vorba despre regulamentul GDPR, legea 190/2018, în special articolul 5, care se referă la resursele umane, codul muncii, hotărârea 915/2017 privind Revisalul, ordinul comun care stabilește modalitățile de depunere și gestionare a declarației 112, legea privind securitatea și sănătatea în muncă, HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, ordinele privind pregătirea practică și învățământul dual, statutul funcționarilor publici și legislația privind activitățile de telemuncă. În afară de legislație, la nivelul fiecărui operator, avem câteva documente care sunt relevante pentru prelucrarea datelor în Departamentul de Resurse Umane. Avem contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, acolo unde există, regulamentul intern, contractul individual de muncă și atunci când spun contract individual de muncă, mă refer inclusiv la fișa postului care este anexă la contractul individual, precum și la orice alte acte adiționale, inclusiv cele referitoare la confidențialitate, politica generală de protecție a datelor personale în unitate, politici și proceduri de resurse umane, precum și procedura de cartografiere. O să trec rapid prin codul muncii. Avem câteva referiri la protecția datelor personale și anume la articolul 6 aliniatul 2. Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, etc. Așadar, codul muncii recunoaște ca drept al salariaților protecția datelor cu caracter personal.
Mai departe, copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă, pe suport de hârtie sau pe suport electronic, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. Din punctul meu de vedere, aici codul muncii face o trimitere la măsurile tehnice și organizatorice pentru respectarea confidențialității acestor date cu caracter personal. Articolul 40. Angajatorului revin în principal următoarele obligații: să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. Deci, iată, este o obligație pentru angajator să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale angajaților săi. De asemenea, în hotărârea 905/2017 privind Registrul General de Evidență a Salariaților, avem trimiteri către protecția datelor cu caracter personal și aici o să subliniez doar că angajatorii pot contracta serviciul de completare și transmitere a datelor în registru prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care își desfășoară activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal. Aici e clar că HG face referire la persoanele împuternicite cu care operatorul, prin intermediul cărora operatorul prelucrează aceste date personale. Cine are acces la Revisal? Inspecția Muncii a încheiat protocoale de colaborare prin care asigură accesul la informații din Registrul General de Evidență a Salariaților următoarelor autorități, instituții publice. Și avem Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa de Pensii, ANOFM, Inspectoratul pentru Imigrări, ANAF, Statistică și mai nou structurile din Ministerul de Interne care fac verificarea adeverințelor de angajator în contextul pandemiei. Accesul la declarația 112 se efectuează prin intermediul platformei PatrimVen, iar autoritățile sau instituțiile publice care au acces prin înrolarea în platformă au acces la următoarele date: date bancare, posibilitatea de vizualizare a datelor despre băncile la care contribuabilul are deschise conturi, contribuții conform declarației 112, venituri, clădiri deținute, vehicule deținute în proprietate, precum și terenuri. Am specificat câteva termene de păstrare ale datelor personale reglementate prin legislație și anume termenul de păstrare a statelor de salarii este de 50 de ani. Deoarece Ovidiu a trecut deja prin partea generală de prezentare a cartografierii, o să vă las pe dumneavoastră să citiți când o să primiți materialul și o să trecem la partea practică. Exemple de întrebări, informații ajutătoare în realizarea cartografierii în Departamentul de Resurse Umane. Precizez, pentru că am primit și o întrebare referitoare la cum se face cartografierea în alte departamente decât cel de resurse umane. Întrebările pe care le-am trecut aici în material le puteți utiliza pentru orice departament din cadrul unei organizații. Pentru Departamentul de Resurse Umane, începem cu descrierea activității desfășurate în cadrul departamentului, tipuri de date care sunt prelucrate în activitatea curentă a departamentului și o să trec pe scurt date ale angajaților, date ale candidaților, date ale membrilor familiei angajatului, date ale elevilor și studenților care efectuează practica, date ale zilierilor, și date prelucrate suplimentar în cazul telemuncii. Care este sursa datelor? Candidații pentru angajare, candidați selectați, angajații, membrii ai familiilor, foști angajați, elevi în practică, voluntari, membrii de sindicat, zilieri. După cum vedeți, avem foarte multe categorii de persoane vizate. Ce tipuri de documente sau registre întocmiți în activitatea curentă care conțin date personale? Am încercat să acopăr cât mai multe documente, tocmai ca să vedeți cam cât de mare e birocrația în cadrul unui departament de resurse umane.
Și am scris pentru recrutare și selecție de personal câteva exemple. Cerere de angajare, CV, scrisoare de intenție, referințe, documente de calificare, studii, interviuri sau teste scrise, anunț de acceptare, respingere. Nu sunt cu caracter limitativ aceste documente. Cu siguranță mai sunt multe altele în afară de ce am scris eu aici. Documente conținute în dosarul de personal al angajatului. Nu o să vi le citesc pe toate, sunt foarte multe. Dosarul elevului practicant cu contract de practică profesională sau studentului. Registrul de zilieri. Modalități de colectare a datelor. Fizic, prin poștă, curier, fax, e-mail, portal web, formular online, social media, call center, etc. Unde sunt spațiile și care sunt modalitățile de stocare a datelor personale ale angajaților, pe câte calculatoare se prelucrează aceste date personale, cum se face accesul în biroul ce găzduiește calculatoarele și dosarele cu documente, sau la suporturile de prelucrare și stocare a datelor cu caracter personal. Toate aceste informații sunt relevante ulterior pentru introducerea în registru de evidență a prelucrărilor. Mai departe, cum este posibil accesul la calculatoarele pe care se prelucrează date cu caracter personal? Ce se utilizează pentru stocarea finală a datelor, câte persoane au acces la dosarele cu documente, la registre, la calculatoare și ce funcții au acestea, pe ce suport informatic se stochează datele cu caracter personal, cât de frecvent se efectuează copii de siguranță, pe ce tip de cont se lucrează pe calculator, cu ce frecvență se schimbă parola contului pe care se lucrează pe calculator, în ce scopuri se prelucrează datele personale în departamentul de resurse umane, iarăși nu e o listă cu caracter limitativ. Aici o să mă opresc un pic. Care este temeiul prelucrării datelor personale, conform articolului 6 aliniatul 1 din GDPR? Și pentru Departamentul de Resurse Umane, relevante ar fi litera B. Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. Deci am dat câteva exemple. Participarea la procesul de selecție, recrutare de personal, contractul individual de muncă, contractul de pregătire practică în învățământul dual, contractul pentru stagiu de pregătire practică, contract de voluntariat. Un alt temei al prelucrării este cel de la litera C. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului. Exemple pot fi extrase din legislația relevantă de la începutul materialului, dar și din orice altă legislație incidentă, în funcție de activitatea desfășurată de operator. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, cu excepția cazului în care prelevează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când este vorba despre un copil. Litera F, articolul 6, aliniatul 1. Aici, la interesul legitim utilizat de către angajator, am menționat articolul 5 privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relațiilor de muncă din legea 190/2018 și anume, în cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicații electronice sau SHIP sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajatori este permisă numai dacă interesele legitime sunt temeinic justificate și prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanelor vizate, angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie completă și în mod explicit a angajaților, angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților înainte de introducerea sistemelor de monitorizare,
alte forme și modalități mai puțin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu și-au dovedit anterior eficiența și durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporțională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile. Un alt temei pe care vă sfătuiesc să-l utilizați cât mai rar în relația cu angajații este cel de la litera A. Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Și aici avem câteva exemple. Utilizarea imaginii numelui funcției angajatului pe pagina de socializare a operatorului angajator sau pe site-ul de prezentare a acestuia, ofertarea în scopul achiziționării de produse comercializate de către operatorul angajator. De asemenea, temeiul prelucrării datelor speciale în relațiile de muncă ar putea fi, conform articolului 9 aliniatul 2, litera A, când persoana vizată și-a dat consimțământul explicit, cum e cazul candidaților în procesul de recrutare și selecție, special pentru datele speciale, sensibile. Litera B, prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale. Spre exemplu, e cazul angajaților ale căror date medicale, cum ar fi concediul medical, apartenența la sindicat, apartenența religioasă, le sunt prelucrate de către angajator pentru îndeplinirea unor obligații legale. Și litera H, prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicină preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, etc. Însă această prelucrare se face de către un profesionist supus obligației de păstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, cum ar fi medicul de medicină a muncii. Către cine sunt transmise, divulgate datele cu caracter personal? Datele sunt transmise intern către alte departamente. Atenție aici să fie strict cele necesare desfășurării activității, respectând principiul minimizării. Și datele sunt transferate extern, către autorități, instituții publice, organe de control, diverși colaboratori, și cum ar fi operatori asociați sau persoane împuternicite, sau transferul s-ar putea face transfrontalier. Am dat și câteva exemple de colaboratori care pot avea acces la datele personale ale angajaților: contabilul extern, inspectorul de resurse umane și salarizare extern, responsabilul SSM și SU extern, ISCIR, IT, găzduire, server de e-mail, găzduire, site, medicina muncii, furnizorul de etichete de masă, cadou, vacanță, avocatul, firma de pază, furnizorii de servicii bonus pentru angajați, băncile și multe altele. Cine asigură securitatea și mentenanța sistemului informatic? Cum se monitorizează, dacă se monitorizează, performanța angajaților? Sub ce formă sunt arhivate în instituție documentele conținând date cu caracter personal și aici pot fi în format fizic sau format electronic, cum se atestă prezența la locul de muncă, spațiile de lucru sunt monitorizate video, iar aici, atenție, dacă este obligație legală, conform legii 333/2003, sau este interesul legitim al angajatorului și aici vă întoarceți la articolul 5 din legea 190 despre care am discutat mai devreme. Mijloacele auto pe care le aveți în exploatare dispun de sisteme de monitorizare GPS. Ce măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor personale sunt implementate în cadrul organizației și am dat câteva exemple. Securitatea fizică a sediului în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, resursa umană care prelucrează datele cu caracter personal și aici am amintit fișe de post actualizate cu prevederile GDPR și atribuții clare privind accesul la datele cu caracter personal, acorduri de confidențialitate pentru cei care au acces la aceste date, instruiri permanente ale personalului implicat sub orice formă și la orice nivel în prelucrarea datelor cu caracter personal.
mai departe, proceduri de lucru actualizate permanent și prelucrate tuturor celor implicați, protecția datelor cu caracter personal pe suport de hârtie și în format electronic, securitatea mijloacelor de comunicare ale operatorului, exercitarea drepturilor persoanelor vizate prin stabilirea de proceduri de soluționare a cererilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate, care sunt modalitățile de distrugere și ștergere a datelor personale. Cam acestea au fost întrebările pe care ar trebui să le adresăm în contextul cartografierii în Departamentul de Resurse Umane. În afară de acestea, pot fi multe alte întrebări, dar acestea ar fi strictul necesar. Provocările privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare și selecție de personal. În funcție de sursa de recrutare, provocările sunt diferite. Avem din surse interne, rotație, promovare, înlocuire temporară. În acest caz, datele există deja în evidențele operatorului. Și marea provocare, sursele externe. Avem candidaturi directe, recomandări, referințe, agenții de recrutare a forței de muncă, instituții de învățământ, anunțuri de recrutare prin mass media, candidați anteriori care și-au dat consimțământul de a fi păstrate CV-urile în baza de date, instituțiile de învățământ, am zis, reangajări din cadrul șomerilor, din rândurile șomerilor, site-urile de recrutare de tipul e-jobs, best jobs sau altele, site-urile de socializare, networking sau pe site-ul angajatorului prin secțiunea de cariere. Dosarul de candidatură ar trebui să conțină strictul necesar pentru realizarea scopului și anume selecția de candidați. Pentru, o să trec rapid prin ele. Spre exemplu, CV-urile. Este necesar să conțină fotografia candidatului sau nu? Asta depinde mult de funcția care urmează a fi ocupată. De asemenea, cazierul judiciar se solicită în cazul angajărilor ca funcționar public sau pentru cazuri specific reglementate prin lege în sistemul privat. Așadar, dacă urmează să angajez assistant manager, nu am nicio bază să-i cer cazierul judiciar. Dacă însă voi angaja agent de pază sau gestionar, atunci da, am o obligație și un drept de a-i cere acest cazier judiciar. Perioada de păstrare a datelor candidatului se stabilește ținând cont de respectarea scopului declarat și în funcție de nevoia reală de păstrare a acestor date. De exemplu, datele pot fi păstrate pe durata procesului de recrutare și selecție, conform procedurilor interne. Se poate înapoia candidatului dosarul în cazul respingerii sale sau poate fi distrus sau se poate prelungi durata păstrării acestora în vederea unei selecții ulterioare cu acordul candidatului și cu stabilirea unui termen rezonabil de păstrare a acestor documente. Numărul persoanelor care au acces la dosarul de recrutare și selecție, aceasta e o mare provocare în cazul unui operator, trebuie limitat la membrii Comisiei de Recrutare și Selecție, al ulterior încheierii procesului de selecție, dosarul trebuie păstrat conform procedurilor interne și nomenclatorului arhivistic în cadrul Departamentului de Resurse Umane, doar pentru cei care s-au angajat sau în cazul celor care și-au dat acordul pentru păstrarea în baza de date. Deci, nu CV-uri lăsate la recepție, unde au foarte mulți oameni acces la ele, nu plimbat CV-ul pe la toate departamentele interesate și eventual făcut și comentarii pe CV-urile primite. Pe întreaga durată a procesului de recrutare și selecție și ulterior pe durata păstrării dosarului, datele vor fi protejate și se va asigura confidențialitatea acestora prin măsuri tehnice și organizatorice, securizare fizică și electronică, limitare acces, utilizarea în scopul declarat.
Atenție la transmiterea CV-urilor, la utilizarea unei metode securizate de transmitere a acestora, stocarea CV-urilor într-un folder criptat cu acces limitat la acesta. CV-urile primite în format fizic trebuie înmânate persoanei responsabile de recrutare și stocare într-un spațiu securizat și stocate într-un spațiu securizat. Instruirea personalului responsabil de recrutare și selecție în vederea prelucrării în condiții de confidențialitate a datelor personale ale candidaților. În cadrul interviului propriu-zis, ar trebui să se utilizeze strict întrebările relevante pentru postul vacant, să se elimine întrebările sau solicitarea de informații necesare exclusiv după angajare, cum ar fi contul bancar, solicitarea de cazier judiciar pentru cazurile specific reglementate de legislație. Câteva concluzii. Complexitatea procesului de cartografiere depinde de mărimea operatorului, volum și diversitatea activității, numărul de sedii, puncte de lucru, localizarea și dispersia lor geografică, numărul total de angajați, de volumul de date, de sectorul de activitate și de aceea este imperios necesar să se facă o inventariere corectă și completă a tuturor prelucrărilor de date personale. Cartografierea făcută temeinic va evidenția fluxul de date personale, de unde intră datele, ce se întâmplă cu ele în interiorul organizației, ce departamente le prelucrează, între ce departamente se transferă datele, inclusiv ce colaboratori au acces la ele și către cine sunt transmise datele în exteriorul organizației. O astfel de evidență, așa cum spunea și Ovidiu, va facilita răspunsul la o cerere de acces sau de ștergere a datelor. Iar răspunsurile la întrebările adresate pe durata activității de cartografiere vor oferi DPO-ului inclusiv o evidență a punctelor slabe din cadrul organizației și îl vor ajuta să intervină cu recomandări de măsuri tehnice și organizatorice pentru îmbunătățirea conformității operatorului. Acesta este materialul pregătit pentru astăzi. Vă mulțumesc! Marius, dacă vrei, trecem. Eu am selectat câteva întrebări din cele primite la înregistrarea participanților. Sigur, vă propunem să trecem în sesiunea de întrebări și răspunsuri și cred, Dana, dacă ai deja răspunsuri pentru participanții care au adresat deja întrebări în momentul înscrierii, cred că ar fi foarte bine. Da, sigur. Cum se face cartografierea în contextul actual, contracte derulate de instituție cu alte persoane juridice, dacă se încheie acte adiționale la contracte vis-a-vis de protecția datelor. Răspunsul e că în funcție de specificul colaborării, dacă sunt prelucrate date personale și se face încadrarea colaboratorilor în categoria de persoane împuternicite sau operatori asociați, se încheie acorduri cu aceștia privind prelucrarea datelor personale. Atenție la temeiul acestor prelucrări și la identificarea datelor personale prelucrate în comun cu acești colaboratori. Voluntariatul în condiții de pandemie în unități sanitare și DSP-uri. Voluntariatul se face în baza unui contract de voluntariat. Am detaliat și în material câteva informații despre contractul de voluntariat, dar și în mini-ghidul privind ONG-urile publicat de către ASCPD, informații care pot fi folositoare. Angajări pe perioadă determinată. Dacă se adaugă acte adiționale privind GDPR-ul. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se supune acelorași reguli ca și cel pe perioadă nedeterminată. Așadar, atribuțiile din punct de vedere al protecției datelor pot fi scrise și în fișa postului, desigur, în funcție de accesul la datele personale prelucrate și se poate întocmi și un acord de confidențialitate. Prelucrarea datelor și informații cu privire la persoanele testate, internate, izolate, carantinate de către personalul DSP, dacă se impun măsuri suplimentare și mai ales ce rol are DPO-ul în acest context. Clar, se impun măsuri tehnice și organizatorice de protejare a acestor date, marea majoritate fiind date speciale. Trebuie identificat temeiul prelucrării acestor date,
către cine se transmit ele și în ce temei se transmit aceste date. DPO-ul are rolul stabilit de regulament la articolele 37-39 și ar trebui să fie implicat activ în orice activitate care presupune prelucrări de date. Iar din punctul meu de vedere, DPO-ul ar trebui să avizeze toate astfel de ieșiri de date personale din instituție. Cât de complexă trebuie să fie cartografierea în cazul unei întreprinderi care nu are clienți persoane fizice, doar persoane juridice, respectiv interacțiunea se limitează la angajați. Am exemplificat în materialul prezentat cât de complexă este cartografierea în departamentul de resurse umane. Așadar, e de ajuns să ai angajați ca să faci o cartografiere cât mai complexă și mai corectă. Se recomandă cartografierea la o companie de servicii cu 2-3 angajați și cât de detaliat ar trebui să fie. Poate aveți 2-3 angajați și nu vă încadrați aparent în obligativitatea de a întocmi evidența prelucrărilor de date de la articolul 30, însă noi vă recomandăm să o faceți. E posibil să aveți clienți persoane fizice și atunci vă încadrați în prelucrări, fie pe scară largă, fie permanente, nu sunt ocazionale aceste prelucrări, și atunci, cu siguranță, ar trebui făcută cartografierea. Aveți o dus iar pui? Da. Până la ce nivel de granularitate trebuie să merg în cartografierea datelor cu caracter personal? Și anume, trebuie precizată informația la nivel de nume, persoană, domiciliu, etc. Regulamentul solicită la articolul 30 o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal. Așadar, nu e nevoie să precizați nume, prenume și efectiv datele personale prelucrate. Cum cartografiez datele medicale colectate de la o persoană în cazul clinicilor medicale și farmaciilor? Păi, utilizând același chestionar pentru cartografiere pe care o să-l primiți și pe care l-am utilizat în materialul despre resursele umane. Cum cartografiez datele unei societăți care stochează informația în proporție de 80% pe suport fizic? Cartografierea este o inventariere, ea poate fi făcută atât pentru datele stocate pe hârtie, cât și pentru cele în format electronic. Inclusiv, da, pentru datele făcute pentru datele din documentele din arhivă. Cam acestea ar fi întrebările pe care le-am ales și la care am răspuns. Marius? Mulțumim foarte mult, Daniela. Ai făcut și un maraton în a răspunde la cât mai multe întrebări. Mulțumesc eu în primul rând în numele celor care astăzi, și în momentul de față suntem aproape 80 de persoane, suntem încă live. Am văzut până în acest moment ce presupune această cartografiere. Am înțeles că este un proces anevoios, dar în primul rând că oferă foarte multe beneficii operatorului. Am văzut că există mai multe metode de realizare a acestor cartografieri. Am văzut la Ovidiu exemple în care se folosea tabelele în Excel sau diverse alte aplicații, unele mai tehnice, unele mult mai prietenoase. Vreau să trag eu o primă concluzie privind acest proces de cartografiere, faptul că trebuie făcut în mod serios. Am văzut un exemplu de chestionar, o metodă de lucru, de data discovery, să spunem așa, dar concluzia mea este că este un foarte mare consumator de timp. O soluție ar putea fi utilizarea unui soft specializat și noi astăzi am ales să vă prezentăm un astfel de soft. Ne va vorbi în momentul următoare Alin, dar vreau să menționez, ne va vorbi în calitate de utilizator. Este casa de avocatură pe care o reprezintă, folosește acest soft. Și fără multe alte introduceri, Alin, o să te rog să ne prezinți cum te-a ajutat și cum ai economisit, în primul rând, timp folosind softul celor de la Cypher. Mulțumesc, Marius. Vreau să îi felicit pe colegii mei pentru prezentări foarte detaliate și cred că au oferit foarte multe informații
prețioase pe care cei care ne urmăresc le pot utiliza. În cele ce urmează o să vă prezint întâi niște aspecte prealabile și teoretice, ușor teoretice, dar totodată practice, și o să încerc să lămuresc anumite aspecte ce țin de evidența prelucrării datelor cu caracter personal. Urmând ca în etapa a doua să vă prezint și beneficiile folosirii unei aplicații precum Cypher, aplicații pe care noi o folosim ori de câte ori mergem la un client să audităm acel client, da, să facem operațiune de auditare. Practic, colectăm acele date prin intermediul aplicației, urmând ca ulterior să le putem analiza, să putem trage niște concluzii și așa mai departe. Astfel, deși s-a vorbit foarte pe larg cine are obligația de a ține evidența activităților de prelucrare, aș vrea să mai ating un aspect, și anume, pe lângă operatorii care au această obligație de a ține evidențele de prelucrare a datelor cu caracter personal, trebuie să amintim sau să reamintim faptul că și persoanele împuternicite de operatori au această obligație. Da? Asta înseamnă că atunci, ori de câte ori vom prelucra date cu caracter personal ca împuternicit a unui operator, în cadrul registrului nostru pe care îl vom întocmi, va trebui să se regăsească și aceste informații. Bun. În ceea ce privește cine sau cine dintre operatori trebuie să țină acest registru, este o nuanță pe care chiar aș vrea să o menționez, pentru că este foarte important. Am văzut întrebări primite cu ocazia înscrierilor pe această temă. Toți știm că avem acel număr de 250 de persoane. De cele mai multe ori ne limităm. Auzim, domnule, eu nu mă încadrez la 250 de persoane, mulțumesc frumos, n-am nevoie de registru. Cum, ce facem mai departe? Am un site și așa mai departe. Bun. Situația nu este chiar atât de simplă pe cât ar părea. Trebuie să înțelegem că dispozițiile legale din regulament, pe care le aveți afișate în față, ne precizează expres când mai avem nevoie să ținem acest registru. O mică nuanță, da? Și anume aceea că registrul, în cazul anumitor categorii, spre exemplu, cum vorbea mai devreme Daniela despre acele prelucrări care nu sunt ocazionale, trebuie să avem în vedere că nu vom ține registru pe toate activitățile pe care le avem, departamente, procese și activități, ci vom ține registru doar pe bucățica de prelucrare care nu este ocazională, da? Sau pe acea prelucrare care generează un risc. Atenție, nu este vorba despre un risc ridicat, este vorba despre orice fel de risc. Astfel, legiuitorul, prin regulament, ne-a zis în felul următor. Prelucrezi date cu caracter personal? Da, în regulă, foarte frumos. Ai un risc? Da. La acea activitate unde ai un risc, redactezi, întocmești registru. Prelucrarea nu este ocazională, pe acea activitate întocmești registrul. Și, desigur, avem și acele categorii speciale de date, cum ar fi cazul, nu-i așa, la resurse umane, că despre asta am vorbit, la resurse umane avem concediile medicale, spre exemplu, putem să le avem. Adeverințele medicale. Nu vom avea în cadrul unei societăți registru și pe contabilitate, spre exemplu, dar vom avea registru pentru resurse umane. Astfel că cine ține acest registru, vreau să se înțeleagă foarte clar că, de principiu, cum ne răspunde și autoritatea, toți operatorii trebuie să țină acest registru. Cu acele nuanțe, că cine are peste 250 de angajați va ține un registru amplu pe fiecare departament, proces și activitate. Cine are sub 250 de angajați trebuie să vadă dacă se încadrează pe una dintre cele trei mari excepții, poate chiar patru dacă punem, le splituim puțin, și trebuie să ajungem să ținem acel registru. Mai departe, trebuie să menționăm că acest registru are o importanță deosebită pentru cei care și pun baza sau se ocupă de conformitatea
prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul unei societăți. Astfel că ori de câte ori vom întocmi acest registru, cine se va ocupa? Și de regulă, din fericire, cumva, chiar din fericire, responsabilul cu protecția datelor se ocupă de acest registru, de redactarea acestui registru, și tot el se ocupă și de restul operațiunilor. Proceduri, politici, note de informare, consimțământ și așa mai departe. Bun. Practic, acest registru ne oferă informații prețioase. De ce ne oferă aceste informații prețioase? Că odată ce vom introduce acele date și vom afla despre ce date avem nevoie, tipuri de persoane și așa mai departe, cum am și menționat pe ecran, vedeți în prezentare persoanele vizate și așa mai departe, practic voi putea înțelege foarte bine ce se întâmplă în cuprinsul unei activități pe care eu o desfășor. Și totodată acest registru nu ar trebui văzut doar din prisma responsabilului cu protecția datelor, s-ar putea ca și angajatorul să vrea să cunoască de ce avem nevoie de un anumit flux de date în companie. Este foarte important să obținem toate aceste informații. Plus, gândiți-vă că vom avea totodată, vom afla unde vom stoca datele, pentru că trebuie să vedem sistemele și prin sisteme nu trebuie să înțelegem propriu zis ceva electronic, ci trebuie să înțelegem și sistem fizic, arhiva fizică, sertar, dulap, cheie, fișet închis. Da? Și, practic, în acest mod am putea face chiar o economie de spațiu dacă vom, și am văzut că s-au pus niște întrebări, vom distruge documentele la timp. Pentru că dacă eu, în momentul în care văd ce date prelucrez ocazia desfășurării unei activități, întreb perioada de stocare, s-ar putea ca cel cu care discut să-mi spună că nu știe perioada de stocare sau că datele sunt ținute din 2001 încoace, da? Nu știe de ce, și atunci, practic, ne izbim de această problemă. Ajungem să facem curat. În loc să ocupăm o cameră de 30 de metri pătrați cu arhiva, s-ar putea să ocupăm o cameră de 5 metri pătrați cu arhiva. Astfel că, practic, deși apare ca o povară pentru unii operatori și împuterniciți acest registru, el în realitate oferă și un beneficiu real pe care chiar ar trebui să-l vedem cu toții. În sensul că poate să ajute la limitarea și eliminarea birocrației. Cum se poate întâmpla acest lucru? Păi vă spun din practică. Au fost situații când operatorii solicitau consimțământul acolo unde nu era cazul, unde era necesară o simplă informare. Da? Practic, scutesc de semnat documente, dat, ia și așa mai departe. Cum spuneam, operatorul va cunoaște motivul real pentru care sunt necesare anumite prelucrări de date și economia cu arhiva pe care o deține operatorul. Și acum vom intra practic în subiectul temei, și anume aplicația Cypher pe care noi o folosim, o utilizăm ori de câte ori ne ocupăm de auditarea unui client. Și anume este practic o etapă prealabilă înainte de a discuta despre Cypher, și anume sunt prevăzute din punctul meu de vedere trei etape pe care trebuie să le avem în vedere. Una și prima și cea mai importantă etapă este să stabilim, fie sub formă unor chestionare, ce tipuri de activitatea, tipurile de date, de la ce persoane iau datele și așa mai departe. Însă eu, unul, nu sunt adeptul acestei metode, chiar și pentru organizațiile foarte mari, cum am văzut în întrebări, de 13.000 de persoane de angajați, nu sunt adeptul acestor chestionare. Și astfel că, mai degrabă, aș recomanda organizarea de interviuri cu persoanele cheie din cadrul companiei, exemplu, managerii de proiecte, care se ocupă efectiv cu prelucrarea datelor cu caracter personal. După ce am stabilit această listă cu persoanele cheie din cadrul companiei, mă apuc să văd ce informații am obținut de la ei, obțin informațiile, le compar
și s-ar putea să am surprize pe faptul că temeiul legal nu este cel corect, pe faptul că perioada de stocare nu este cea prevăzută de lege și așa mai departe. Astfel că mă apuc să completez propriu-zis registrul și în acest capitol, practic, noi folosim aplicația Cypher și cartografiem toate informațiile pe care le primim. Desigur că cu ocazia acestei cartografieri se pune și întrebarea cine trebuie să o facă. O face operatorul, așa cum văzusem și era o întrebare chiar de la început, sau o face responsabilul cu protecția datelor? Răspunsul este suficient de... Nu știu dacă am putea să dăm un răspuns foarte clar, ca să zic altfel. Regulamentul ne spune că operatorul în sine nu o va face niciodată, că nu are cum să o facă operatorul de sine stătător, deci o va face prin cineva. Va trebui să delege pe cineva care să se ocupe cu cartografierea datelor, că nu are cum. Da? Și aici vorbim o persoană, două, trei, însă de cele mai multe ori, în realitate, așa cum vine și decizia autorității, cam responsabilul cu protecția datelor este cel care se ocupă de asigurarea și gestionarea evidențelor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Astfel, recomandarea mea pe care aș putea să vă dau este că ar trebui să DPO-ul, responsabil cu protecția datelor, să delege o parte din activități, astfel de așa manieră încât să, mai ales în societățile mari, încât să poată fi sigur că informațiile pe care le obține sunt cele mai complete. În acest sens, aplicația Cypher oferă, practic, utilizatorului, da, operatorului și responsabil cu protecția datelor, delegarea atribuțiilor, prin sensul că, ca orice altă aplicație, altă, cum să zic eu, cont de e-mail, practic, aplicația va genera niște usere. DPO-ul poate să fie cel responsabil de un proiect și va delega către managerul de la resurse umane, managerul de la juridic, managerul de la contabilitate și așa mai departe, câte un cont de utilizator, iar ei vor începe să completeze sub supravegherea și cu ajutorul responsabil cu protecția datelor acest registru. Da? Practic, mai ales în companiile mari, acest instrument ar putea să faciliteze atât ca timp, în primul rând, cât și ca volum. Imaginați-vă ce ar însemna ca un ofițer de protecție a datelor să se ducă pe la 30.000 de departamente și să stea de vorbă cu 50.000 de oameni. Este aproape imposibil. Fie ia cât un omuleț din fiecare și atunci deleagă aceste atribuții. Și, cum vă spuneam, responsabilul cu protecția datelor poate să verifice stadiul în care utilizatorii au completat registrul, pentru că alocă, practic prin intermediul aplicației, se pot aloca atribuțiile și câmpurile pe care trebuie persoana respectivă să le completeze. În ceea ce privește recomandările practice privind crearea registrului, înainte să ne apucăm propriu-zis să creăm registrul, ar trebui să avem în vedere două aspecte. Astfel că, unu, ar trebui să discutăm cu IT-ul unei societăți acolo unde există și să preluăm toate sistemele care îi lucrează. Sunt companii care lucrează cu 300 de sisteme. Și atunci nu am ce să fac decât să le introduc pe toate cele 300 de sisteme în aplicația Cypher. Acest lucru îmi va ușura foarte mult munca în etapele următoare, pentru că ori de câte ori am interviurile, spre exemplu, cu managerii de proiect, vă dați seama că volumul de informații este foarte mare și este suficient de greu să-și amintească că folosesc Excel-ul, Word, orice alte aplicații. Și atunci, eu având o listă introdusă de la bun început în aplicație, practic, voi putea să îl întreb din lista respectivă și să le generez. Nu le mai scriu de fiecare dată. Da? Lucrul ăsta este aplicabil chiar și atunci când nu am lucrat cu aplicație. Ar trebui să avem lista lângă noi. Lista de sisteme
și lista de companii. Acest lucru este foarte important, totodată, lista de companii, pentru că ne va ajuta să ne dăm seama în ce măsură vom avea nevoie de acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Și aici, după cum puteți observa, aplicația ne oferă informații și despre țara unde se află sistemul. Adică eu, în momentul în care introduc un sistem, pot să menționez acolo, da? Vedem aici țară-sistem, faptul că este din Rusia, să spunem. Nefiind din Comunitatea Europeană și nefiind o țară unde s-a emis o decizie, practic mă va avertiza asupra acestui aspect. O secundă că s-a blocat slide-ul. Așa. În continuare, ideea este că aplicația mă va atenționa că am o țară terță și în acest mod eu practic aș putea să arăt operatorului și să-l întreb dacă are acel contract, acord privind prelucrarea datelor. Dacă nu are acel acord, practic știu că va trebui să-l întocmesc. Totodată, aici aplicația îmi va arăta că sistemul respectiv nu este legat cu o companie, așa cum vă spuneam, am nevoie de un acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Al doilea pas pe care ar trebui să-l avem în vedere este să avem la îndemână organigrama companiei, mai ales acolo unde avem foarte multe, foarte multe departamente. Și, practic, odată introdusă lista de sisteme și organigrama, pot să mă apuc efectiv să cartografiez datele cu caracter personal prin intermediul aplicației. Astfel că, după cum vedeți și aici, este un demo, toate informațiile pe care noi le vom prezenta sunt dintr-un demo, da? Deci nu sunt date cu caracter personal propriu-zise, sunt, o să găsim și mai încolo nume inventate. Am luat un proces, monitorizarea video incintă. Va trebui să introduc un set de informații, categorii de persoane, de datele persoanelor și așa mai departe. În ceea ce privește sistemele, îl vedem pe mijlocul ecranului, și în partea dreaptă, destinatarei datelor, aplicația practic mă va ajuta pe mine în momentul în care voi ajunge să discut despre această activitate, să-mi trag automat sistemul din lista pe care am introdus-o prima dată. Da? Practic nu va ușura. Gândiți-vă că aici s-ar putea să am 300 de sisteme, 5 sisteme, 20, este irelevant. Același lucru se va întâmpla și cu organizațiile, destinatarii datelor. Voi avea o listă și voi putea trage din lista predefinită pe care eu am predefinit-o la început. Practic după ce voi introduce toate aceste informații, inclusiv mai există un panou pe care nu l-am în prezentare, dar trebuie completat cu privire la scopul prelucrării datelor, temeiul legal, pot să dau către validare, eu utilizator manager, voi putea să dau către validare către responsabil protecția datelor și el se va uita în ce situație se află registrul și practic mă va avertiza, sau chiar pe cel care completează, poate să-l avertizeze cu privire la ce câmpuri au rămas necompletate și să oferă anumite sugestii. Spre exemplu, aici nu este completat, nu este conectată la o companie activitatea. Totodată, instrumentul ne oferă și posibilitatea de a vedea pe tot proiectul erorile pe care le mai am de remediat. Spre exemplu, aici avem o configurare de proiect generală și îmi spune că nu s-a decis dacă se numește un DPO, lipsește adresa de e-mail a companiei, lipsește mențiunea telefonul companiei și așa mai departe. Adică, practic, el îmi va ține sub control toate informațiile și va fi suficient de greu să pot să
să greșesc, mai ales dacă aș folosi un Excel, ceea ce din păcate încă se întâmplă. Este ușor de înțeles în companiile mici, dar în rest este foarte greu de urmărit și foarte ușor de făcut anumite greșeli. Totodată, aplicația mă va ajuta să urmăresc gradul de completare a registrului și arătându-mi semnalizându-mi zonele care ar necesita o atenție sporită. De exemplu, nu sunt identificate companiile pe sisteme, ceea ce înseamnă că s-ar putea să am un împuternicit și totodată să nu am acel contract, sau s-ar putea să am o persoană căreia nu i-am oferit o informare privind prelucrarea datelor. Sistemul, aplicația îmi va arăta că nu există acea informare introdusă de către mine și fie nu o am, fie am uitat, fie nu este actualizată. Și toate aceste aspecte, practic, aplicația mi le va semnala. Există o problemă cu slide-urile, văd că încarcă foarte greu. Alin, am preluat eu controlul și am trecut la slide-ul 84. La mine, să știi că nu se vede. La mine, momentan, este alb. O să te rog să încă o dată să iei take control și să încercăm să continuăm. Să vedem dacă apare. Să știi că la mine nu apare, dar eventual aș putea să-ți pun eu să continuare și să mustu dacă apare, la mine nu apare slide-ul. Ok. Am rămas la urmărirea gradului de completare al registrului și spuneam că ne semnalează zonele care necesită o atenție sporită din partea responsabilului cu protecția datelor, persoane care se ocupă în general de gestionarea și asigurarea registrului. Iar în următorul slide, practic vedem efectiv în procente gradul de completare, atât al registru cât și temeiul. Vedem aici legalitate 27-30%, riscuri, pentru că aplicația ne va oferi și posibilitatea de a efectua o evaluare de impact asupra protecției datelor cu caracter personal. În următorul slide, vedem o hartă vizuală a modului în care circulă datele efectiv prin companie, cât și în afara ei. Acest aspect este deosebit de important, pentru că atunci când primim o solicitare din partea unei persoane vizate, putem să reperăm foarte rapid unde avem acele date și să dăm curs cu privire la cererea pe care acesta ne-o furnizează. Și totodată registrul, cum ar fi și cum este aplicația, cum este și normal, ne generează registrul, fie în format PDF, fie în Excel, pentru că nu e așa, este necesar ca registrul potrivit dispozițiilor legale să fie în format scris și sau electronic. Recomandarea mea este să țineți acest registru în format electronic într-o aplicație, precum cea de la Cypher, și ulterior, în situația în care acest registru vă este solicitat, să-l printați și să-l puneți la dispoziția autorităților competente. Și așa cum vă spuneam, practic cu ocazia introducerii tuturor informațiilor în aplicație, practic vom putea să efectuăm și o evaluare de impact. O evaluare de impact care este necesară, mai ales în situația în care
avem camere de supraveghere video și avem mijloace intruzive de monitorizare și nu numai, poate folosim tehnologii noi și la fel avem nevoie de această evaluare de impact. Aplicația, în baza informațiilor pe care noi le-am furnizat, la următorul slide, ne indică și calculează scorul de risc care ajută, practic, echipa de conformitate la luarea unei decizii privind efectuarea evaluării de impact sau nu, pe baza necesității, da? Că atunci când efectuăm acea evaluare de impact, se are în vedere necesitatea efectuării evaluării. Și cu următorul slide, practic, ne arată ce informații mai sunt necesare pentru a putea efectua evaluarea. Dacă sesizez că mai sunt necesare anumite informații pentru a putea face acea evaluare, le voi completa în registru. Totodată, aplicația cu următorul slide ne va putea furniza posibilitatea de a folosi aplicația Practic Safe va putea fi folosită și pentru mai multe companii. Este un lucru foarte important, mai ales pentru companiile mari care fac parte dintr-un grup, unde mai ales dacă se desemnează un singur DPO. Practic, dacă avem 5 companii, toate 5 companiile vom avea în același proiect Cypher, în aplicația Cypher, și le vom putea gestiona chiar dacă nu sunt fizic în sediul respectiv, pot fi gestionate de la distanță, așa cum vă spuneam, prin delegarea atribuțiilor, să zicem așa, către ceilalți angajați. Și, nu în ultimele rânduri, aplicația, următorul slide, oferă și posibilitatea de a gestiona cererile primite din partea persoanelor vizate. Din nou, acest lucru este extraordinar de util, pentru că de cele mai multe ori se primește o cerere și am întâlnit în practică acest lucru. Nu știm cine a primit-o, la ce dată, și amintește, se face un research. Ok, am primit pe e-mail, începi să te uiți la dată, vezi dacă te-ai încadrat în termenul de o lună și așa mai departe. Astfel că, practic, prin aplicație voi putea să gestionezi acest lucru foarte ușor. Cine a primit o cerere, o introduce automat în aplicație. Responsabilul cu protecția datelor vede că există o cerere și începe să efectueze toate demersurile necesare pentru a putea să dea curs unei astfel de cereri, putând să tot prin aplicație să trimită către alte persoane mai departe aceste solicitări. Și totodată ne oferă și o evidență a încălcării securității datelor cu caracter personal, putem să introducem aici toate incidentele de securitate, spre exemplu un laptop furat. Aplicația ne va semnala automat dacă nu suntem în termen, cele 72 de ore pentru a sesiza autoritatea. Practic, din nou, avem o evidență foarte clară a riscurilor. Iar ca concluzie, aplicația ne oferă și un raport săptămânal pe care putem să-l utilizăm în calitate de ofițer privind protecția datelor și să vedem în ce stadiu se află registrul, ce avem de rezolvat, ce utilizatori sunt activi și așa mai departe. Astfel, practic, această aplicație pe noi, ca echipă de conformitate, ne ajută odată, având în vedere că deținem și calitatea de responsabil cu protecția datelor, să putem urmări de la distanță, într-un mod foarte facil, ce face clientul nostru și să-l putem consilia cu privire la cererile pe care le primește din partea persoanelor vizate. Aplicația oferă totodată posibilitatea revizuirii periodice, astfel că mă va anunța prin acest raport săptămânal eventual că au trecut cele 6 luni, 12 luni și așa mai departe și trebuie să revizuiesc o activitate. Doar trec o dată prin ea și văd că dacă nu s-au modificat aspecte, am bifat-o și o voi revizui din nou peste 6-12 luni. Sau poate s-au modificat anumite aspecte și va trebui să le revizuiesc. Iar din ceea ce privește auditarea,
așa cum vă spuneam, ne oferă posibilitatea să colectăm acele informații pentru a putea să vedem ulterior gradul de conformitate al companiei cu dispozițiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Ca o concluzie, m-am gândit să oferim o serie de recomandări celor care ne urmăresc și să aibă în vedere că acest registru ar trebui redactat de către toți operatorii și persoanele împuternicite cu nuanțele pe care le-am menționat la începutul prezentării. Doar acele persoane trebuie să aibă registru și nu e cazul să facă un registru pe toate departamentele. Să colecteze informațiile cu ocazia redactării registrului, întocmirii registrului de la persoanele care cunosc proiectul, activitatea respectivă, da? A se evita în general a se sta cu persoane care nu cunosc foarte bine activitatea, iar dacă consideră că în cadrul unui departament mai multe persoane cunosc cum se desfășoară o anumită activitate, este foarte util mai multe persoane să stea la aceeași masă și să discute. Iar în ceea ce privește modul în care se colectează aceste informații, ar trebui să se aibă în vedere faptul că ar trebui să fie foarte clar, concis și pe cât posibil să nu se utilizeze termeni juridici sau tehnici, pentru că cade în sarcina noastră să utilizăm acei termeni în calitate de responsabili sau auditori, iar ei trebuie să înțeleagă ce vrem de la ei. Totodată să înțeleagă că mai multe date cu caracter, colectarea mai multor date cu caracter personal nu ajută în vreun fel compania, ci din potrivă s-ar putea să conducă la sancționarea acesteia, motiv pentru care, pe scurt, atunci când identificați și verificați la momentul cartografierii datele cu caracter personal, trebuie să vă asigurați că aveți toate acele aspecte enumerate cu ocazia prezentării. Bun, aceasta ar fi prezentarea aplicației și cum ținem un registru. Aș vrea să continui cu o serie, să răspund la o serie de întrebări. Am văzut aici, spre chiar acum că văd în dreapta chat-ul, cineva ne întreabă dacă folosirea unei astfel de aplicații nu este un risc de securitate pentru cantitatea de date introduse în ea. Trebuie să înțelegem că această aplicație nu conține date cu caracter personal. Registrul, cred că este mai bine de menționat, nu conține date cu caracter personal. Un registru de evidență a activităților privind prelucrarea datelor cu caracter personal conține departamentul, procesul și activitatea. Activitatea care conține categoria de date. Asta nu înseamnă că conține Popescu Ion numele, ci doar numele. E categoria de date pe care eu o prelucrez atunci când desfășoară acea activitate. Deci, practic, nici într-un registru nu trebuie să regăsim date cu caracter personal, cu atât mai puțin nu trebuie să regăsim aceste informații în aplicația Cypher. Și acum să răspundem și la o serie de întrebări, Marius, dacă te rog. Am aceste aspecte. O primă întrebare: în ce stadiu al implementării cerințelor GDPR ar trebui să aibă loc procesul de cartografiere? Păi, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie fundația. Acest registru, cu acesta ar trebui să se înceapă. Este fundația unei case. Nu putem să ne apucăm să construim etajul 1, parter, etajul 1 și mansardă, fără să avem o fundație. Dacă vom începe cu acest registru, cu siguranță vom putea pe viitor să redactăm politici, proceduri, informări, pentru că vom avea un aspect, o viziune foarte largă asupra a ceea ce se întâmplă în companie. O a doua întrebare: care sunt cele mai utilizate forme în care se mențin evidențele activităților de prelucrare? Nu știu dacă există neapărat cele mai utilizate forme. Noi utilizăm aplicația Cypher, așa cum am zis, de fiecare dată, însă am întâlnit înainte de acest lucru la client, sau mai întâlnim și în prezent, se utilizează Excel-ul. Da? Nu este cea mai fericită abordare, tocmai pentru că este foarte greu să ai o evidență clară, mai ales în ceea ce privește harta a modalității cum se duc datele printr-o,
într-o companie, ceea ce face aproape imposibil determinarea acesteia sau cu un volum de muncă foarte mare dacă am folosit un document precum Excel. Ce instrumente, softuri și metode se recomandă? Din punctul nostru de vedere, Cypher este o aplicație care este foarte prietenoasă, poate fi utilizată de către oricine, da, așa cum am văzut în prezentarea lui Ovidiu. Majoritatea aplicațiilor au o schemă suficient de greu de urmărit, mai ales pentru un utilizator normal, un angajat, da? Și atunci este suficient de greu de urmărit toate aceste informații, motiv pentru care apreciem că Cypher, din punctul ăsta de vedere, este o aplicație foarte prietenoasă și poate fi utilizată cu succes. Următoarea întrebare, dacă cartografierea trebuie făcută de fiecare serviciu în parte și centralizată la nivel DPO. Bineînțeles, modelul să fie redactat de DPO. Da, din punctul meu de vedere, așa cum am tot menționat, cartografierea trebuie făcută de către fiecare serviciu, departament în parte, pentru că doar așa poți să ai o evidență clară. N-ai cum să ții, de altfel nici nu ai cum, de asta am nevoie de sisteme și organigramă la început, ca să poți să stabilezi pe fiecare activitate în parte. Deci, ceea ce înseamnă că fiecare departament va ține o evidență prin userele respective, iar DPO-ul, ofițerul, va verifica la modul general ce se întâmplă. Că poate avea de cele mai multe ori loc direct de către DPO această cartografiere, da, însă noi încurajăm aproape de fiecare dată ca angajații unei societăți, cei care prelucrează date cu caracter personal, să utilizeze și să precizeze ce fel de date colectează, categoriile de date. Din cunoștințele dumneavoastră, care au fost provocările întâmpinate de DPO în cartografiere? Cred că e o problemă pe care am întâmpinat-o cu toții. Acel dezinteres față de redactarea registrului, pentru că acest registru nu a fost înțeles și cred că, din păcate, încă nu este înțeles foarte bine. Lumea crede că trebuie să fie o chestie, o bifă, din punct de vedere legal, pe care trebuie să o pun undeva. L-am făcut, am și registrul și cam asta este tot. Da? Deci cred că cea mai mare provocare ține de acest registru, de cartografierea lui și de a înțelege foarte bine ce informații sunt necesare. De asta vă și spuneam că ar trebui să fiți clari, conciși și să nu folosiți termeni de specialitate, pentru că veți pierde pe drum angajații cu care veți discuta. O următoare întrebare. Compania utilizează și camere video. Cum este acest lucru evidențiat în registru? Astfel cum ați văzut și în prezentarea mea mai devreme, acest lucru se va evidenția cu o activitate de sine stătătoare. Supravegherea video, monitorizarea video, unde practic încep să evidențiez toate categoriile de date, tipuri și așa mai departe. Următoarea întrebare se referă la cazul în care nu este obligatorie ținerea unei evidențe a prelucrării de date personale. Cum am menționat, această evidență nu este obligatorie dacă nu prelucrați date în mod curent și aveți sub 250 de persoane, dar cu siguranță o mare parte din companii medii, cel puțin, au un departament de resurse umane. Acel departament va fi evidențiat prin intermediul unui registru, iar pentru companiile mici vor avea o activitate de prelucrare a datelor angajaților. Da. Restul activităților pe care le vor desfășura în cadrul companiei respective nu vor fi evidențiate în acel registru. Da, mă refer aici doar la cei care sunt sub acele 250 de persoane. În cazul unui serviciu DPO externalizat, cine trebuie să țină acest registru? Bineînțeles că dispozițiile legale nu derogă dacă externalizezi acest serviciu că nu-l mai țin operatorul. Acest registru aparține operatorului, chiar dacă el este în practică întocmit, redactat de către ofițerul cu protecția datelor, primul protecția datelor, tot acel registru tot al operatorului este, nu este al altcuiva. Da. Deci, în realitate, operatorul este cel care va ține și va avea acest serviciu în evidență, chiar dacă externalizăm serviciul, să zicem.
Bun, este următoarea întrebare cu privire la birourile notariale, CNP-ul pe care acesta îl prelucrează. Trebuie să înțelegem că birourile notariale, cum sunt și casele de avocatură, au obligația profesională de a prelucra anumite tipuri, categorii de date cu caracter personal. Dispozițiile legale nu impun desemnarea unui ofițer cu protecția datelor în cazul acestor profesioniști și, totodată, în ceea ce privește CNP-ul, reglementarea națională se referă la prelucrarea CNP-ului în scop de interes legitim. Da? Deci acolo unde vom prelucra CNP-ul în baza interesului nostru legitim, va trebui să desemnăm un ofițer cu protecția datelor. Recomandarea mea este să nu o faceți, în general, să nu prelucrați CNP-ul în baza interesului legitim, ca să nu aveți mai multe bătăi de cap. De regulă, astfel de prelucrări nu ar trebui să aibă loc. Sunt convins că pot fi prelucrate cu totul și cu tot alte date cu caracter personal și nu este necesar să prelucrăm CNP-ul pe baza interesului nostru legitim. Următoarea întrebare. Care este cel mai facil mod de întocmire a cartografiere pentru o companie cu 13.000 de angajați? Cred că cel mai facil mod este să utilizați o aplicație precum cea Cypher, să delegați, practic să acordați roluri specifice pentru fiecare utilizator, manager de proiect din cadrul companiei respective și dacă sunt useri care nu se conformează, să găsiți un alt angajat care să poată să completeze acest registru, desigur, cu suportul responsabil cu protecția datelor. În cazul unei companii cu precum 13.000 de angajați, desigur că responsabil cu protecția datelor se va putea întâlni doar cu managerii în general, și asta înseamnă deja o întâlnire probabil de vreo două săptămâni, zi de zi, ore în șir, dar încurajăm să se folosească și aplicația pentru a completa, pentru că există posibilitatea ca un manager să nu acopere chiar toate aspectele, să fie delegat o parte din atribuții către angajații săi, din subordine. Care este cel mai mare impediment în procesul de cartografiere? Un impediment în procesul de cartografiere nu prea există dacă acesta este formulat corespunzător, adică să aveți o bază, să porniți cu sistemele, să porniți cu organigrama, ați făcut fundația și practic nu mai aveți niciun impediment decât să colectați acele informații și să le analizați propriu-zis. Practic, tot acest registru e văzut ca un baubau în mod greșit, că nu este un baubau, este ceva ce ne poate ajuta foarte, foarte mult. Cum adresăm operațiunile de prelucrare în procesul de screening al candidaților? Cred că la această întrebare a răspuns parțial și Daniela. În cazul candidaților, practic, va trebui să oferim acestora o informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și să spunem ce facem cu acele date, dacă și-au depus candidatura la noi. Fie dacă o fac printr-o platformă, să oferim posibilitatea să obțin acea informare înainte de a depune candidatura, dacă o fac printr-un e-mail, practic, ajungem să furnizăm acea informare după, ulterior. Dar candidatul să fie în cunoștință de cauză și dacă vom primi o solicitare din partea acestuia că nu mai vrea să, practic vom șterge din baza noastră de date, vom lua act și nu vom începe să facem alte demersuri în acest sens. Poate fi efectuată cartografierea de către departamentele operatorului, iar DPO-ul doar să centralizeze și să supervizeze. Da, acest lucru este idealul, dar nu se întâmplă în practică, este idealul. Dar în orice situație aveți nevoie de un responsabil cu protecția datelor care să vă poată îndruma și să vă ajute în vederea completării unui registru, pentru că anumite informații, precum temeiul juridic, este suficient de greu să stabilească managerii unor departamente sau perioada de stocare. Mai ales că în România, din păcate, legiuitorul nu prea a prevăzut perioadele de stocare. Avem foarte puține acte normative care ne reglementează perioada de stocare a unor documente. Pe lângă că sunt puține, trebuie să te uiți în 200.000 de acte ca să afli un termen banal, poate. Astfel că, da, cu siguranță aveți nevoie de sprijinul unui
responsabil cu protecția datelor sau unei persoane care să cunoască aceste aspecte. Ce instrumente recomandați pentru cartografierea datelor în contextul GDPR? Așa cum am spus, noi folosim aplicația Cypher, o recomandăm și clienților, vă recomand și dumneavoastră. Etapele creierii registrului de cartografiere, am răspuns deja cu ocazia prezentării. O să am rugămintea să verificați în prinsul prezentării, aceasta va fi publicată și pe net, din ce înțeleg de la Marius, astfel că răspunsul o să-l aveți în prezentare. Cât de des ar trebui revizuită evidența activităților de prelucrare? Evidența activităților de prelucrare, nu există un termen standard de revizuire acestora. Practic, aici va trebui să verificați de la caz la caz în ce măsură aveți nevoie de acele date. Și dacă, spre exemplu, veți face o campanie de marketing, să spunem, care se va desfășura pentru o perioadă de 30 de zile, da, cu siguranță acea activitate va trebui să apară în registru. La 30 de zile o revizuiți, o ștergeți, dispare din registru, dar registrul trebuie să fie, de asta aplicația vă ajută. Atenție, nu ștergeți dintr-un registru definitiv ceva, pentru că o să vă treziți, în cazul în care cineva va face vreo solicitare, vreo plângere, ceva, că nu, în registru nu va apărea prelucrarea respectivă, astfel că registrul trebuie să fie, să conțină toate informațiile în timp, doar modificate, adaptate. De asta o aplicație vă poate ajuta. Cartografierea datelor se transpune într-un document distinct? Da, pe acest registru despre care discutăm este un document distinct și trebuie să fie ca atare. Regulamentul ne spune că trebuie să fie și în format scris. Recomandarea mea este să-l printați doar atunci când este solicitat. Avantaj, dezavantaj dintre registrul electronic printat. Avantajele unui registru electronic sunt de la sine înțeles. Rapiditatea cu care poți să modifici o activitate, având în vedere că activitățile se desfășoară și se modifică foarte des. Însă, în ceea ce privește cel printat, practic ar trebui să facem adăugiri, ștersături și așa mai departe. Cam acestea ar fi întrebările la care am răspuns formulate cu ocazia înregistrării. Dacă mai sunt și alte întrebări, Marius, pe care le-ai preluat tu sau... Văd aici că cineva, acum mi-apare ultima persoană, termenul de stocare, nomenclatorul și legea 16/96. Discutabil, foarte discutabil dacă se aplică 16/96. Acest 16/96 se aplică doar acelor documente cu caracter istoric. Ne precizează legea la început. Da. Nu se aplică în toate situațiile. Marea majoritate a situațiilor, legea respectivă și nomenclatorul nu se aplică celor privați, siguranță. Excepția acum, de salarii. Te rog. Da, scuze. Da, acum completez și eu că am interacționat la un moment dat cu legea 16/96 și părerea mea e că îți oferă un cadru normativ și pentru elaborarea unui nomenclator arhivistic și niște elemente ca să te revizuiești asupra lui. Dar un cadru prin care să te poți consulta asupra acelui nomenclator arhivistic dacă ești privat. Însă nu îți dă termene precise. Tot tu trebuie să le stabilești. Păi termenele pot fi chiar greșite. Da? Spre exemplu, la dosarul de personal o să întâlnim că sunt niște termene de 75 de ani. Ori dosarul de personal, s-ar putea în dosarul de personal să avem și fișele SSM, spre exemplu. Da? Nu. Știu, dar... În practică, într-un dosar de personal vei întâlni și fișele de SSM. Există, într-adevăr, o dispoziție legală unde îți spune exact ce trebuie să conțină dosarul de personal. Dar în practică eu îți voi garanta că vei găsi și fișe SSM, vei găsi toate documentele, va fi dosarul de personal când te vei duce. Deci dacă vei întreba pe oricine, e dosarul de personal, nu mai trebuie. Nu e chiar așa. Dispozițiile ar trebui splituite. Asta e o altă discuție, că ar trebui să am fișele SSM, spre exemplu, să nu fie la un loc cu dosarul în sine de personal. Dar, spre exemplu, fișele SSM se distrug conform dispozițiilor legale la încetarea raportului de muncă. Deci eu nu mai am de ce să am acele fișe SSM. Da. Mulțumesc foarte mult, Alin. O prezentare extrem de complexă și care mie și cred că tuturor ne-a oferit o imagine
mult mai realist a ceea ce înseamnă procesul de cartografiere. Nu este un bau-bau, cum ai spus tu, nu trebuie să fim speriați de această cartografiere. Eu personal, după prezentarea ta, îl văd ca un instrument, să spunem, de dinamic de ghidaj. Mă ajută să optimizez procesele, să-mi dau seama acolo unde greșesc. Este un instrument, aș putea spune, chiar de curățenie și în același timp îmi oferă protecție. Poate cel mai bun sprijin al unui DPO acest proces de cartografiere, dacă, bineînțeles, nu este deja. Avem alături de noi astăzi și pe Mihai Ghiță și Cristian Badea, sunt cofondatorii Cypher. De aceea, în următoarea parte vom putea prelua întrebări live de la participanți. Putem să adresăm întrebări inclusiv lor. Dacă Mihai are ceva de completat la prezentarea lui Alin. Bună ziua, Mihai. Mulțumesc mai ales pentru invitație, nu știu dacă ne auzim. E ok? Ne auzim, da. Ne vedem. Pe mine m-a bucurat prezentarea lui Alin pentru că a atins destul de multe puncte pe care noi le considerăm interesante despre platformă. Ca principiu, ca să spun la întrebare pe care ai pus-o, noi avem politica de a da contul de demo oricui vrea să vadă live cum funcționează platforma și atunci puteți încerca timp de o lună intrând la noi pe site, pentru că deja avem câteva întrebări în acest sens. Pentru orice alte întrebări stăm la dispoziție și putem răspunde și la întrebări specifice odată ce aveți un proiect pe care vreți să lucrați, adică cu datele voastre. Asta vă propun atunci să deschidem această sesiune interactivă de întrebări. Oricine își dorește poate în acest moment să ia cuvântul, să pună întrebări oricărui lector sau reprezentanților Cypher. Să vedem cine sparge gheață. Bună ziua! Bună ziua! Andra Vasile este numele meu. Am eu o întrebare. În contextul generat de pandemie, anumite companii monitorizează temperatura angajaților la intrarea în tură. Este aceasta odată cu caracter personal și dacă da, cum se va cartografia? Ce părere aveți? Da, este mai degrabă o întrebare ce ține de consultanță, dar am să vă răspund în general. Temperatura cu siguranță este odată cu caracter personal în măsura în care o prelucrăm. Asta înseamnă că dacă eu nu voi înregistra temperatura respectivă sub nicio modalitate, ci doar mă voi raporta la în baza unei decizii emise de către medicul de medicină a muncii, s-ar putea să nu prelucrez acea dată cu caracter personal și să nu vorbim de prelucrarea propriu-zisă. Dar este nuanțat și trebuie foarte mult de analizat din acest punct de vedere. Dar, cum vă spuneam, menționez că s-ar putea să nu fie dată cu caracter propriu-zis. Să nu o prelucreze operatorul, cred că este mai corect spus. Există situații când acest proces este utilizat ca un sistem de alertare și este condiționat accesul persoanei respective în incintă bazându-ne pe o anumită valoare maximă, dar, cum spunea Alin, nu se înregistrează în colaborare cu alte date cu caracter personal, adică nu-i colectăm numele, nu fotografiem. Este cazul anumitor magazine care au introdus aceste condiții. Dacă vorbim de angajator și de condiționarea și înregistrarea acestor date, nu pot să vă spun decât și eu că cred că ar trebui să ne uităm cu mare atenție la regulament, la articolul 9 în special, să vedem cine poate prelucra date cu caracter sensibil, cum sunt datele de sănătate. Și dacă vorbim de un diagnostic medical, trebuie să fie obligatoriu prezent personal medical de specialitate. Locația în care se va face această măsurătoare este iarăși extrem de importantă. Avem alături de noi doi juriști, un avocat. Probabil că fiecare o să vă spună puțin diferit acest lucru. Nu căutați un răspuns unitar și valabil la orice fel de operator. Haideți să, părerea mea este într-adevăr, și Alina a spus, este o întrebare care ar necesita un răspuns concret în condițiile în care cunoaștem
întregul context în care se dorește acea decizie a fi luată. Înțeles. Mulțumesc. Marius, dacă îmi permiți, am văzut pe chat o întrebare interesantă. Există aplicații pentru eficientizarea activității desfășurate de avocați în care se pot introduce datele din dosarele instrumentate, de la numele clienților, problema juridică, termenul de judecată, situația achitării onorarului, etc. Considerați că aceste aplicații prezintă riscuri din perspectiva GDPR? Nu există un răspuns general valabil. Fiecare aplicație în parte ar trebui verificată. Cu siguranță este o bază de date foarte mare, din ce văd aici, nume clienți, termene, situația achitării onorarului. Teoretic, orice aplicație de genul acesta ar trebui să fie privacy by design and by default. Teoretic. Practica însă ne omoară. Nu cred că este cazul. Așadar, citiți cu atenție termenii și condițiile aplicației. Nu există un răspuns general valabil. Trebuie verificată aplicația cu care lucrați dumneavoastră. Și referitor la avocați, ieri o curte de apel a trimis către un barou un ordin pentru purtarea de măști, în sfârșit. Baroul a distribuit către toți avocații din barou, toate adresele fiind vizibile pentru toată lumea. Nu pot să vă zic decât că 80% din ele erau adrese de Yahoo și Gmail. Și încă ceva, pentru că am văzut că pe chat s-a solicitat o explicație suplimentară. Alin, ai zis mai devreme că nu sunt obligați notarii și avocații să își desemneze DPO. Da, în cazul în care discutăm despre un cabinet individual de avocatură sau un notar public, da, care lucrează singur. Dar în cazul unei societăți de avocatură sau unei societăți de notari, cred că depinde foarte mult de câte date personale prelucrează. Știu că avem... Să nu uităm, vă rog, că obligația de a numi un DPO este doar una din 6-7 obligații pe care le are conform regulamentului un operator. Chiar dacă punem la o parte această obligație, aș vrea să vă întreb dacă, în cazul acestor exemple pe care le-ați dat, dacă nu are un DPO, dacă nu are o persoană care să se ocupe de implementare, de obținerea conformității, să monitorizeze, să ajute, cum va îndeplini restul de cele 5 obligații? Uite, pot să-ți dau exemplu din practică. Am făcut implementarea la o societate notarială. Au impresia că dacă le vine un consultant și ajută la implementare, sunt asigurați din punct de vedere al protecției datelor. Și când am deschis discuția despre desemnarea totuși a unui responsabil intern, a fost aleasă persoana care era responsabil și cu SSM și cu PSI și cu resurse umane. Okay, și care prelucra date. Că era și secretar și tehnoredactor și... Exact, da. Da. Dacă îmi permite să intervin. Și eu o să vreau să intervin pe două subiecte imediat. Igor? Deci dacă vorbim cu responsabilul cu protecția datelor, eu am întâlnit destul de speți în activitatea mea și am ajuns la următoarea concluzie. Numirea unui DPO, chiar dacă nu este obligatorie, s-ar impune în anumite situații, măcar ca măsură de bună practică. Pentru că să nu uităm că totuși în regulament sunt articole, sunt situații în care prezența unui DPO care să fie activ și care să-și facă treaba, se constituie inclusiv într-o garanție a faptului că drepturile și libertățile persoanelor vizate sunt respectate. Și asta e valabil și, după părerea mea, și pentru societățile, pentru entitățile care nu sunt obligate conform regulamentului să numească un DPO. Atât am avut de spus. Și trebuie să ținem cont și de recomandările autorităților, nu vorbesc doar de cea română, în general se recomandă o astfel de măsură, denumirea unui DPO, chiar dacă nu îl legalizăm și îl transmitem, n-am având obligația de a notifica la autoritate. Dar o persoană responsabilă în acest domeniu cred că este recomandare a tuturor specialiștilor, nu numai și din autorități, dar și inclusiv a noastră.
Da, practic trebuie să înțelegem că în orice variantă ar trebui, în orice firmă, fie ea mică, mare, medie, să avem un responsabil cu protecția datelor. Chiar dacă ne încadrăm pe dispozițiile legale privind desemnarea unui astfel de responsabil sau nu. Dacă îmi permiți, aș vrea să fac o mențiune cu privire la publicarea adreselor avocaților în spațiu public cu privire la cele măști, care au de apus și așa mai departe, trebuie să înțelegem un aspect pe care chiar regulamentul statuează, acele date cu caracter public. Da? Acei avocați și-au făcut datele publice, așa, alea sunt adresele pe care ei le dețin ca fiind date cu caracter public. Ele sunt furnizate către barou, către baroul București, astfel că ele pot face obiectul afișării unor liste. De altfel, oricine ar căuta un avocat pe tablou avocaților baroului București, Iași, Constanța, nu are relevanță, va găsi informații precum nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste informații sunt publice. Da? Mă scuzați. Dacă îmi dați voi intervin și eu pe două sau chiar trei subiecte. Primul cu aplicația pentru avocați, cum a spus și Daniela. Se aude? Da, da. Cum a spus și Daniela, sunt importante măsurile, trebuie evaluată aplicația. Trebuie văzut unde e găzduită acea aplicație, pentru că poți să ai o aplicație in-house, să o conectezi printr-un API. Și atunci securitatea e mai ridicată. Poți să ai o aplicație externalizată, unde atunci trebuie să-ți asiguri niște măsuri și sigur contează și transferul responsabilității. Cum te califici cu furnizorul acelei aplicații. Referitor la subiectul cu DPO pentru notarii publici, pentru că am lucrat 7 ani, m-am format acolo, mi-am făcut formarea juridică și am învățat foarte multe lucruri și cunosc și un birou și casta aceasta a notarilor publici. Eu cred că calificarea unui DPO am pus articolul 10 aliniatul 2, unde zice o autoritate publică sau un organism public. Primul rând, notariatul este un serviciu de interes public. Și trebuie să vedem dacă se intre aici la autoritate publică sau organism public. Ne uităm în codul administrativ și vedem cum sunt acestea definite. Și atunci poate da, ar trebui să aibă un DPO măcar la nivel de Uniune sau la nivel de Camera Notarilor. Asta ar fi primul lucru pe care ar trebui să-l fac. Mijloace de protecție, la fel pot fi generale sau particulare per fiecare cabinet, dar nu cred că un angajat din birou notarial poate să fie DPO, pentru că toți angajații dintr-un birou notarial prelucrează date. Fie că le scriu în registru ca secretar, fie că le tehnoredactează în calculator, fie că le arhivează, prelucrează date. Și atunci, principial și teoretic, nu cred că un angajat poate să fie DPO. Și mai era o întrebare. Evidența activităților de prelucrare se face doar pentru activitățile companiei sau și în cazul în care compania este persoană împuternicită, firma face analize de laborator pentru altă companie. Regulamentul, așa cum a prezentat și din începutul prezentării sale și cum spune regulamentul, evidența activităților de prelucrare trebuie să ține și operatorul și persoana împuternicită. Deci da, trebuie și persoana împuternicită să aibă această evidență. Aici aș face și eu un comentariu legat de registrul de împuternicit. În general are mai puține informații decât cel de operator. Adică se documentează activitățile pe care le efectuați, pentru cine, eventual măsuri de securitate, tehnice organizatorice, dar nu aveți toată acea detaliere pe care aveți în registrul propriu, unde trebuie stabiliți temeiul legal și alte detalii suplimentare. Da, desigur. O întrebare interesantă. Desigur că acele temeiul legal, celelalte aspecte pe care le precizai, Mihai, cad în sarcina operatorului, da? Și atunci se vor regăsi în registrul operatorului. Însă aș vrea să mai completez încă un aspect cu privire la, s-a tot discutat despre această aplicație a avocaților și cred că e bine pentru că foarte mulți dintre noi folosim aplicații și nu doar avocații folosesc aplicații, cu toții folosim aplicații că trăim într-o era tehnologiei. Orice fel de aplicație, diferent că este folosită de avocat, notar, executor, orice altă companie, da, trebuie să respecte principiul by design and by default. Adică, la momentul creării acelei aplicații, trebuie să fie implementate un set minim de măsuri de securitate și mă repet, inclusiv acele câmpuri
pe care aplicația le oferă. Că noi așa găsim foarte multe aplicații. Imaginați-vă cum am prezentat aplicația Cypher, că e mai ușor de înțeles ce vreau să menționez. Cineva m-a întrebat ce fac, se prelucrează foarte multe date. Ați văzut că nu am niciun câmp în care să-mi precizeze, să completez numele, prenumele unui vizitator, spre exemplu. Asta înseamnă că aplicația a fost construită by design, by default, corespunzător din punct de vedere al câmpurilor pe care eu le completez, în sensul că nu mi-oferă posibilitatea, bine, pot să scriu eu ce vreau acolo, asta e altă discuție, dar aplicația în sine nu mi-oferă posibilitatea să introduc acele date cu caracter personal și aceste lucruri sunt dublate în spate de ceea ce noi nu vedem, măsurile de securitate pe care furnizorul aplicației trebuie să le implementeze. Da, în general, cam orice companie mare când lucrează cu un furnizor de aplicații, spun asta pentru că noi primim frecvent cereri de genul acesta, au niște chestionare de securitate, au niște, unii solicită penetrări, alții solicită scanări și atunci cam la orice aplicație software pe care o folosiți, în platformă sunteți întrebați la orice sistem de fapt, dacă este al unui test, tocmai ca să știți să folosiți un chestionar de evaluare a respectivului test, să vedeți ce măsuri de securitate asigură. Dacă aplicația este in-house, atunci sunt măsurile proprii pe care le declarați. Dar e bine să aveți în vedere dacă aplicația, dacă dezvoltarea aplicației, mentenanța ei se face in-house de către compania dumneavoastră sau dacă este externă. Deci dacă este externă, altcineva va trebui să explice ce măsuri de securitate ia și cum asigură confidențialitatea datelor. Dacă este internă, este echipa de dezvoltare care trebuie să facă. Da, și aici ar mai fi o chestiune pe care aș vrea să o menționez, spre exemplu, atunci când se efectuează acele evaluări de impact. Da? Ori de câte ori se efectuează evaluările de impact privind securitatea datelor, practic ne izbim în mod inevitabil de măsurile de securitate pe care le are implementate o aplicație, spre exemplu. Noi am avut aplicații inclusiv din domeniul bancar pe care a trebuit să le evaluăm. Bun. Trebuie să văd ce măsuri de securitate sunt implementate în spate pentru a genera un scor de risc. Sfatul meu în general este să încercăm pe cât posibil să colaborăm cu specialiști în domeniul IT, să nu rămână pe umerii noștri ai avocaților, persoanelor responsabile cu protecția datelor, evaluarea măsurilor de risc, pentru că nu suntem, și mă repet, cu excepția celor care au studii specializate pe securitate, nu suntem specialiști. Putem să ne dăm cu părerea, avem niște ghiduri în mare, dar dacă vom emite eventual niște evaluări de impact fără să avem în spate ce se întâmplă din punct de vedere al securității, s-ar putea să avem o problemă. Deci, recomandarea mea este de a se lucra multidisciplinar, cu echipe multidisciplinare când se efectuează evaluări de impact, spre exemplu. Tot legat de securitate, aș mai completa ceva. Un proxy destul de bun este dacă au un ISO 27001, care în general conține măsuri de securitate recomandate și atunci, dacă nu știți ce să întrebați, măcar și nu aveți asistență tehnică, deși e de preferat să aveți, măcar întrebați dacă are un ISO sau un standard similar. Da. Înainte de a încerca să mai luăm întrebări, aș vrea să nu trecem așa de ușor peste un aspect. S-a vorbit mai devreme de adresele personale care, într-adevăr, conduc către persoane publice, dar trebuie să ținem cont că suntem la 2 ani de zile de când în România vorbim despre acest subiect. Încă eu sunt mai mult în domeniul sanitar și încă văd rețete unde este un câmp obligatoriu, adresa de e-mail al cabinetului medical, și încă văd e-mail-uri de tip Yahoo, Gmail, dar frumușica 23@yahoo.com. Ce facem? Asta e o întrebare către toți lectorii. Ce facem în momentul în care facem o cartografiere și identificăm astfel de practici, respectiv utilizarea e-mail-urilor non-profesionale sau cele care s-au transformat dintr-un e-mail personal în profesional peste noapte și există o rezistență a angajaților sau a operatorului de a face astfel de schimbări. Ce faceți? Ce recomandări? Ce faceți într-o astfel de situație? Dacă îmi permiți, Marius. Vă rog. Am să încep eu.
În prima fază ar trebui să înțelegem că e-mail-urile personale nu trebuie confundate cu cele profesionale. Asta este baza și, în acest sens, probabil întrebarea ta vine și ca urmare a utilizării, aplicării unei amenzi de către autoritate de curând. Nu s-a folosit o adresă de e-mail personală, este adevărat, ci s-a folosit o aplicație personală. Trebuie să înțelegem că adresele de e-mail personale nu trebuie folosite cu ocazia desfășurării activităților profesionale. Recomandarea noastră, în general, este de a se crea adrese de e-mail ce țin și strict în legătură cu profesia, da? Să nu fie utilizate cele personale, cum spuneam, și să se întocmească la nivelul unei companii o politică, da? Un instrument care să, sub o formă sau alta, să ajute angajații să înțeleagă ce trebuie să folosească, adică contul personal de e-mail și totodată faptul că dacă nu folosesc contul personal de e-mail, pot să fie sancționați disciplinar, spre exemplu, și nu numai. Da? Putem vorbi de secretul profesional, acele conturi sunt expuse, un grad de risc ridicat și să nu mai vorbim că nu de foarte puține ori conturile de e-mail personale sunt pe telefonul propriu și atunci intrăm într-o altă latură unde s-ar putea să ne trezim și cu un incident de securitate, să-mi pierd telefonul personal și să am informații profesionale acolo și practic să am un incident de securitate. Deci, sintetizând, nu recomand sub nicio formă a se folosi adresele de e-mail personale, ci dimpotrivă. Trebuie să fie folosite e-mail dedicate exercitării profesiei. Fie că vorbim de cabinete medicale, cum menționai tu mai devreme. Daniela, te întreb și pe tine, da. Cum reușești să convingi managementul unui operator să renunțe? Exact, asta este cea mai mare provocare, este să explici reprezentanților operatorului de ce nu e bine cu adresele personale. Provocarea nu vine de la angajați, ci de la conducere, care trebuie să investească niște bani ca să-și cumpere un domeniu, dar nu sunt cine știe ce cheltuieli și care trebuie să scape de obiceiurile vechi care mor greu. Deci aici este marea provocare, să convingi reprezentanții operatorului să renunțe la utilizarea de e-mail-uri personale. Și cum faci tu acest lucru? Am avut inclusiv niște întâmplări nefericite cu persoane împuternicite ale operatorului. Operatorul a înțeles, a comunicat mai departe contabilului externalizat, care avea o adresă de Yahoo, de genul Păpușica Veselă 23, și am primit amenințări că vreau să stric eu relația dintre operator și colaboratorul său. Până la urmă, a trebuit să se conformeze cerințelor operatorului dacă a vrut să lucreze în continuare cu acel operator. Până la urmă, ce poate să facă un consultant și chiar și un DPO maxim e să facă recomandări scrise, desigur. Dar puterea de decizie aparține operatorului până la urmă. Eu trebuie să vă mărturisesc că această problemă a utilizării e-mail-urilor de tip Yahoo, de tip Gmail, chiar dacă operatorul îmi justifică că nu este personală, pentru că este adresa de e-mail a firmei, dar tot în urma procesului de cartografiere am ajuns la aceste concluzii. În 2018 nimeni nu și-a pus problema atât de repede ce înseamnă utilizarea rețelelor nesecurizate, ce înseamnă utilizarea telefonelor personale ale angajaților în interes de serviciu, ce înseamnă aceste adrese de e-mail cu dublu rol. Deci cartografierea cred că ne-a dus pe toți în fața acestei situații. E trist, într-adevăr, că au trecut 2 ani și încă e o luptă și aș zice, nu e lupta noastră. Nu e rolul nostru neapărat de a impune, exact, ai spus exact foarte bine, Daniela, noi putem maxim să recomandăm, ca și consultanți, ca și DPO, ca și consilieri juridici, ca și avocați angajați, ca
Mai mult de atât, răspunde asta, știți foarte bine, nu este transmisibilă. Nu răspundem noi în locul operatorului în niciun moment. Mi-aș dori acum să încercăm să tragem o concluzie fiecare pe subiectul cartografierii și dacă aveți mici referiri și la această perioadă de 2 ani care a trecut în România, cred că ar ajuta foarte mult să avem o imagine a succesului activității unui DPO sau a noastră, a întregilor specialiști. Sau, din contră, poate avem foarte multe lucruri de îmbunătățit, lucruri cu care să ne luptăm de acum încolo. Marius, dacă îmi permiți, aș mai face un comentariu legat de adresele de e-mail. Din ce am văzut eu, în general, o companie care a ales să implementeze GDPR, să-și ia un consultant, să-și nominalizeze un DPO, are interesul de a face lucrurile cum trebuie. Asta e diferența între cei care o lasă așa să fie cum este și cei care vor să facă ceva. Și atunci provocarea mai mare, în general, cred că este să identifici aceste riscuri, să-ți dai seama că X folosește telefonul mobil și adresa de Yahoo și pune datele pe Dropbox și Dumnezeu știe pe unde ajung. Și atunci consultantul, într-adevăr, dacă poate să facă analiza și să vadă, ok, tu cu ce dispozitive umbli, cu ce documente, pe ce canale trimiți informațiile, îi dau informație valoroasă și în momentul respectiv, dacă în momentul în care persoana respectivă, managerul care discutați, înțelege, uite, ăsta este în SUA, ăsta n-ai acord de prelucrare, că ce scrie la el pe site este nimic, etc., cred că realizează riscurile. Dar, într-adevăr, ai mult de muncă pentru a înțelege toate aceste detalii și, dacă nu mă înșel, a fost și o amendă când se trimiteau date pe WhatsApp și folosire neautorizată de sisteme, chestii care nu se pot descoperi decât când îți faci cartografierea, inclusiv cu activele, resurse utilizate în prelucrare. Deci cartografierea și la noi în platformă pe mai multe nivele. În primul rând întreb oamenii ce fac, după care mergi la IT și vezi, ok, voi ce resurse folosiți. Dar după care te duci și la omul care face activitatea și începi să le iei un pic la puricat. Tu cu ce documente umbli, de unde le primești, pe unde le duci, pe unde le ții, pentru că adesea astea sunt zonele cele mai de risc. La IT ei cam țin lucrurile sub control. La ce se întâmplă în birou X și în birou Y, că acolo este o zonă mai gri, unde sunt de obicei surprizele cele mai mari. Și aici vine dificultatea de a le identifica. Și e posibil DPO-ul să fie primul care pune astfel de întrebări în istoria firmei. Cu ce te ocupi? Deci asta s-ar putea să fie un lucru despre care n-am alocat astăzi timp. Desemnarea DPO-ului nu e o garanție. Îmi pare rău să vă spun. În practică, operatorul are impresia că dacă a desemnat un DPO, e conform cu GDPR-ul. Și de aici și provocarea muncii DPO-ului, că de fapt el va începe să facă săpături și s-ar putea să deranjeze. Mai ales dacă e DPO extern. Asta și voiam să spun. Cred că DPO-ul este un fel de bau-bau care vine și pune bețe în roate business-ului. Da, în primă fază, până se înțelege cu adevărat rolul lui. Categoric, așa sunt perceput în prima etapă și mai este și un dificil. Încerci să închei un contract cu un nou client și trebuie să-i spui că trebuie să facă anumite lucruri. Răspunderea nu este transmisibilă și rolul tău este să fii într-o oarecare măsură incomod. Rolul tău este să-i aperi interesele și să ajungi să cunoști ceea ce face el în amănunt. Cartografierea asta face. Pe mine este, de fapt, cărarea pe care un DPO intră și se plimbă într-o organizație. Este modul în care el poate să justifice legal, juridic și oricărei instituții, că cunoaște foarte bine operatorul. Deci pentru mine cartografierea este o carte deschisă, o carte de vizită, de fapt, a companiei pentru care eu lucrez. În condițiile în care eșuez să fac o astfel de cartografiere, în principiu tind să spun că nu sunt un DPO bun. Nu-mi cunosc operatorul. Drept urmare, nici nu pot să-mi exercit atribuțiile în condiții normale. O să fiu numit. De-adevăr, e o luptă aceasta, încă este o luptă în România pentru încercarea formală de a obține conformitatea. Și aici fac o paranteză și îl felicit și pe Mihai și pe Cristi, cei doi fondatori Cypher, că nu au transformat acest instrument
într-un kit formal, într-o modalitate formală de a obține conformitatea. Ar fi putut să ne furnizeze în această aplicație, nu știu, cunoștințele unui consultant, să bifăm niște lucruri, să tipărim niște documente și, vă spun sincer, asta nu ar mai fi ajutat pe nimeni, o astfel de aplicație. Orice utilizator începe de la zero în această aplicație, va încerca să își mapeze, să își cartografieze propriul operator, va putea să-și folosească cunoștințele și istoricul, de exemplu, cartografia de resurse umane, ca și sisteme, ce a lucrat până atunci, dar nu este un instrument de copy-paste. Asta încă o dată felicitări, Mihai, felicitări, Cristi, și sunt convins, adică sunt convins că nu veți schimba, pentru că asta este și valoarea acestui instrument de lucru. Da, aș preciza că platforma Cypher, cineva a spus mai devreme în comentarii că DPO este un project manager, trebuie să facă de toate și IT și legal etc. Platforma Cypher este practic un asistent virtual pentru DPO, care îl ajută să-și colecteze, să-și organizeze informațiile, să gestioneze planul de proiect și să colaboreze cu restul oamenilor, astfel încât să poată petrece mai mult timp analizând informația și nu colectându-o și alergând după ea. Da, pe scurt, așa în acel. Ovidiu, te-aș invita Bun. să vedem o concluzie. O concluzie. Vreau să fac și să punctez puțin, dar nu e ceva nou ce o să spun legat de adresele de mail personale. Într-adevăr, dificultatea de a schimba cultura există, de a-i convinge să schimbe adresa de mail. Procedural, cum a zis și Alin, se pot pune norme și trebuie să existe aceste norme de interzicere a utilizării dispozitivelor personale și conturilor personale și mai mult de atât, reguli de ștergere și păstrare a documentelor, inclusiv documentele digitale și așa mai departe, adică reguli de curățenie. Asta ar fi o măsură, dar subiectul, cum l-ați abordat, ar fi destul de vast. Ca o concluzie, da, cartografierea este necesară, este baza oricărui plan de conformare. Este primul mijloc prin care ajungi să cunoști compania în ansamblu ei. Avem un mare avantaj. Consultanții din GDPR cred că au un mare avantaj prin procesul ăsta de cartografiere. Cunosc afaceri diverse de toate felurile și întâlnesc provocări din toate domeniile și asta e interesant, e destul de provocator și interactiv. Deci cartografierea trebuie făcută la bază ca să poți să cunoști compania pe care o consiliezi și să poți să stabilești măsurile și planul următor. Trebuie făcută cât mai detaliată din punctul meu de vedere și evidențiate foarte bine activitățile de prelucrare. Acum la 2 ani după GDPR nu aș îndrăzni să-mi dau prea multe păreri. Cred că s-au făcut pași inițiali, formali și cred că există bunăvoința de a se crea o cultură și a se responsabiliza, de a se trece la nivelul următor al practicării protecției datelor cu caracter personal. Cam atât. Vă mulțumesc pentru participare și pentru invitație și sper să ne mai vedem. Chiar am învățat și foarte multe și sunt foarte utile. Spunea și colega mea în timp ce scriam cât de utile sunt aceste webinare, pentru că întotdeauna ne întoarcem mai învățați de la ele. Și asta e foarte bine și felicitări că le faci. Mulțumesc! Eu doresc să mulțumesc încă o dată tuturor celor care astăzi au reușit să surprindă esența acestui concept de cartografiere. Vă spuneam că nu ne-am propus să epuizăm subiectul, că practic este și imposibil de propus acest lucru. Mulțumesc Daniela, mulțumesc Mihai, mulțumesc Alin, mulțumesc Ovidiu încă o dată. Doar noi știm ce stă în spatele pregătirii unui astfel de webinar. Înseamnă multe ore de muncă. Încă o dată vreau să vă spun că înregistrarea acestui webinar va fi live în cursul acestei după-amieze, pentru că ne dorim să ajungă aceste informații la cât mai mulți specialiști din România.
toți participanții vor primi astăzi detalii privind cum se poate solicita un demo de Cypher, PowerPoint-urile speakerilor, inclusiv link-ul către înregistrarea video. Și înainte de a încheia, vreau să reiau invitația de la început. N-am apucat să vă spun câteva cuvinte despre următorul eveniment de pe ONET. De data aceasta nu mai este un DPO Tools, este prima ediție pe care noi o intitulăm DPO Talks. Este vorba de o dezbatere. Va avea loc într-o zi specială, cea de 25 mai. Și în cadrul acestui eveniment vom vorbi despre ce provocări am avut. Dar e greu să vorbesc la timpul trecut, ci avem și vom avea, datorită acestei pandemii cu COVID-19, vom vorbi în mod special despre telemuncă, telemedicină, teleeducație și știrile false și tot ce înseamnă efortul operatorilor și autorităților deopotrivă de a respecta principiile și obligațiile de DPR. Vom avea participanți și lectori invitați din 5 țări. Am onoarea să avem alături de noi Cătălin Giulescu. Nu cred că mai e nevoie să fac o prezentare. Știți foarte bine că a fost responsabil prezentatelor al Ministerului Afacerilor de Interne și astăzi este Direcției de Evidența Persoanelor și Misiunea Masă de Date. Domnul Dan Câmpean este directorul general CERT.ro, Centrul Național de Răspuns la Incidente și Sfârșit de Cibernetică din România, s-a alăturat și a acceptat invitația noastră. Sergiu Bozianu este fost director adjunct al Autorității din Republica Moldova și astăzi președintele Asociației de Protecție a Vieții Private din Republica Moldova. Avem doi invitați din Belgia, Naste Sebastian Dan și Laurențiu Gherase. Dan a fost membru în echipa de Cyber Security Telecom în perioada președinției României la Consiliul Europei, iar Laurențiu Gherase este și în prezent Data Protection Trainee în cadrul Consiliului Europei. Roland Costea, expert tehnic și trainer cu experiență, foarte mult dintre noi îl cunoaștem. A lucrat pentru companii precum Microsoft în zona de arhitectură și de comercialitate. Și nu în ultimul rând, prietenul și colegul nostru Alex Gheorghe, de care ne-am apropiat și din Austria va intra. Vom încerca să analizăm aceste provocări și din prisma celor cinci autorități sau cinci țări de adopție a invitaților noștri. Și, bineînțeles, invit pe toată lumea să participăm la această dezbatere. Nu va mai fi un PowerPoint în spatele acestui eveniment și o agendă. Vom avea întrebări deschise și, ca și evenimentele de sală pe care ni le-am propus de pe OTools, ne dorim foarte mult să fie un eveniment extrem de interactiv, să avem ocazia să punem întrebări, să primim răspunsurile, câteodată cele care pe care le așteptăm, câteodată nu. Mulțumesc încă o dată invitațiilor și sper să ne revedem cât de curând în persoană, să avem ocazia aceasta. Sincer să vă spun, mie îmi lipsește interacțiunea umană, nu este același lucru să ne vedem în camera video, chiar dacă la nivel de eficiență poate că este mai bine. Îmi doresc foarte mult să continuăm aceste evenimente și vom anunța cât de curând evenimentele din iunie și iulie. De pe ONET este alături de dumneavoastră. Știu că a reușit să devenim într-un timp de un an și aproape și jumătate o comunitate de specialiști, o comunitate de persoane pasionate și interesate de protecția datelor cu caracter personal, dar și de securitatea datelor, chiar dacă nu sunt date cu caracter personal. Ne sprijinim, ne ajutăm între noi, pentru că
Chiar dacă astăzi n-am răspuns la întrebările de tipul cum trebuie să arată DPO-ul, o să o fac eu în final. DPO-ul nu este, nu putem pune un semn de egal între avocat și DPO, între ITist și DPO. Trebuie să avem o pregătire multidisciplinară, trebuie să avem conexiuni și sprijinul colegilor acolo unde suntem DPO, astfel încât să reușim să ducem, să obținem o conformitate, chiar dacă știm foarte bine conformitate 100% nu există. Este să respectăm principiile GDPR nu sunt, la știți foarte bine, nu sunt noi, nu este o revoluție introdusă de acest regulament. Principiile acestea fundamentale cred că sunt valabile în orice fel de aspect al activităților noastre profesionale, nu doar dacă ne dorim GDPR-ul. Cea mai mare provocare este, rămâne, cred că și anul acesta, educația, dar sunt foarte încântat pentru că anul trecut, nu, în 2018 mă simțeam singur. Am creat un grup pe Facebook și cu foarte mulți dintre dumneavoastră acolo ne-am întâlnit. Din 2018, din octombrie, sunt președintele unui ONG, ASCPD. De anul trecut am lansat, am inițiat acest proiect de pe ONET și astăzi, după 2 ani de zile, chiar nu mă mai simt singur. Știu că am colegi foarte motivați și pasionați, alături de care putem să dezvoltăm campanii de educație a operatorilor și a persoanelor vizate și, într-un mod indirect, să ne ușurăm munca. Pentru că, la fel cum cred că și Ovidiu, și Alin, și Mihai, și Daniela poate să confirme, primul lucru pe care îl face un DPO în momentul de față în România este să se ocupe de educație, prin training sau prin dorința de a convinge operatorul că trebuie să obțină, să-și dorească o conformitate. Nu toți operatorii își doresc această conformitate. Gradul de educație, vedem o creștere, categoric este o evoluție, dar noi nu venim cu un bagaj de o să-i spun, awareness, responsabilitate din partea cetățenilor pe acest segment al domeniului de privacy, de protecție datelor și de confidențialitate. Noi am început acest demers, tind să spun, cu acel bombardament de consimțăminte în mai 2018, când atunci am auzit majoritatea dintre operatori, atunci au auzit pentru prima dată ce înseamnă GDPR, l-au luat ca o obligație și trebuie să schimbăm acest lucru. Nu este o obligație, este mai mult o carte de vizită, exact cum a spus Ovidiu în interviul de ieri. Este responsabilitatea noastră față de datele angajaților noștri și a clienților noștri. Și chiar dacă în România avem o traducere nefericită a ceea ce înseamnă DPO, Data Protection Officer, punând primul cuvânt în codul core fiind cel de responsabil, să nu uităm că responsabilitatea, sarcina obținerii conformității nu stă pe umerii unui responsabil cu protecția datelor, nu el este responsabil exclusiv de modul în care se face cartografierea. Eu personal m-am împrietenit cu acest concept astăzi după 2 ore și 40 de minute de webinar. Am văzut variante, am văzut că poate fi și un Excel, dar asta înseamnă că consum mai mult timp. Am reținut că cartografierea nu este un registru de date personale. Nu îmi fac o listă cu persoanele sau cu angajații mei și cu clienții mei. Am înțeles că nu este un bau-bau și foarte bine am înțeles că este un instrument de lucru. Este o extindere, este un asistent virtual, așa cum a spus Mihai. Acest instrument prezentat de colegii de la Cypher pentru mine este de ajuns, de motivant, să știu că voi economisi timp și că voi avea timp să-mi fac meseria și să învăț lucruri noi despre propriul operator la care sunt DPO. Timpul astăzi probabil este cel mai mare dușman
și modul în care ne vom desfășura de acum încolo activitatea noi ca și DPO poate fi subiectul unui webinar distinct. Dacă putem fi DPO la distanță, dacă putem fi DPO prin webinaruri sau prin întâlniri virtuale. Iar soluția pe care am văzut-o astăzi, cred că este deja o soluție din punct de vedere al privacy-ului by design și by default, ca un instrument de lucru în condițiile de telemuncă. Nu am cum să intru în contact, Excel-ul nu mai este o variantă astăzi, dar soluțiile de tipul Cypher cred că deja au cuprins și astfel de situații, chiar dacă mai mult ca sigur nici Mihai, nici Cristi nu s-au gândit la utilizarea unui instrument în perioada de pandemie. Încă o dată țin foarte mult să vă mulțumesc. Daniela, Mihai, Alin, Ovidiu, este un lucru deosebit faptul că vă alocați așa de mult timp și oferiți așa de mult timp colegilor din Breazlă. Învățăm unii de la ceilalți și cred că în urma acestui webinar sper că vor folosi aceste informații cât ori mai multe persoane. Lansez invitația celor care în continuare au întrebări să vă pot, dacă cred că avem acordul vostru de a vă contacta ulterior și de a discuta spețe concrete, este foarte dificil în următoarea perioadă să ne imaginăm exact cu ce ne vom confrunta. Sper că deja în luna iunie vom intra în o oarecare normalitate din punct de vedere al mersului la serviciu, care trebuie să recunoaștem că și pe noi ne-a scos un pic din ritm. Vă mulțumesc încă o dată. Dacă mai este loc de concluzii și dacă mai aveți ceva de completat, cu mare drag. Eu mulțumesc tuturor care în acest moment încă sunteți live și suntem aproape 50 de persoane. Vă doresc o tranziție lină către ceea ce înseamnă starea de alertă și maximă protecție vă recomand.